Bună dimineața, Iuliana. Bună dimineața, Marius! Materia este subordonată sufletului, este precum umbra, este tăcută, nu poate să spună nimic, nu poate să ceară nimic. Asta este extras din emisiunea de ieri, de dezbatere. Foarte importantă această afirmație, pentru că asta distruge rugăciunea, ritualul, meditațiile și exercițiile, pentru că nimic din acestea nu se referă la suflet, adică nu pot să mulțumească și să sature sufletului. Sufletul nu se hrănește cu materie. Cu Deci, toate tot cum ziceai tu, tu ziceai tu mai devreme acum că noi toți spunem că facem pentru sufletul nostru. Tot ce facem, facem pentru suflet, așa justificăm și nu ne dăm seama de fapt că sufletul nu are nimic din tot ceea ce facem noi. Păi să zicem, dacă facem totul pentru sufletul nostru, la sfârșitul vieții, ego-ul, adică materia, să ceară sufletului să mătrească Da, da, 10 da, ani. da. Mai Nu dă poate și să spună nimic. niște ani. Da. Deci ea nu are autoritatea asupra sufletului. Deci nu Da. se mișcă nimic la suflet. Deci prin rugăciune, ritual și meditație, exerciții, nu se mișcă nimic. Se mișcă numai prin sacrificiul materiei. Când se sacrifică materia, se storce și din ea iese energie subtilă. Da, Numai da. așa. Deci asta înseamnă că numai prin înfrânare și prin sacrificiul de sine pentru ceilalți. Prin Da. jertfă, prin slujirea lor. Noi ne încărcăm cu energie. Deci când pierdem, noi trebuie să pierdem avantajele vieții. Și când le pierdem, atunci ne încărcăm cu energie vitală. Este foarte importantă această informație. Mai spuneam că cei promotorii care există pe piață, promotorii de toate felurile, profesori, spiritualiști de toate felurile, nu au nu pot să ajungă la această înțelegere pentru că folosesc întotdeauna concepțiile oferite de alții. Și trebuie să înțelegem că concepțiile care sunt oficiale, apar în cărți, apar la media și la ei, sunt concepte care au fost pregătite și gândite în laboratoare. Da. În laboratoare conceptuale, este arma cea mai puternică, arma conceptuală, și sunt mii, mii și mii de angajați care studiază aceste lucruri. Deci, în spatele unui concept este un efort foarte mare. Pentru că se face exact ceea ce s-a făcut atunci în turnul acela unde cepatul înțelepți au scris Noul Testament, că au zis că lumea este într-o situație dificilă, hai să scrim o carte, deci să inventăm o carte. Deci Da. tot ce conține cartea este o invenție. Asta înainte de a veni în viață, deci nu întâmplător m-a ținut acolo îngerul acesta și mi-a dat voie să trec mai departe prin civilizații. Mă pârlea și mă ducea, am stat acolo un an de zile. Sufletul trebuie să amintim că nu doarme niciodată, dar se plictisește. Nu doarme, dar se plictisește. Da. Să spun. Aici toate afișele acestea sunt foarte interesante, se pot discuta, dar o să mergem spre Isaia, pentru că exact ce spuneam, ăștia care sunt promotorii aceștia, ei doar învârt în limitele date de concepte respective. Ca Da. să poți să intri în alt mod de a vedea lucrurile, trebuie să inversezi tot ceea ce spun ei, să negi, aduci argumente inversului și atunci te eliberezi. Numai că problema e grea pentru că ei au construit tot limbajul construit pe ego și trebuie Da. să-l răsturni pe tot. Aici este o muncă foarte. Nimănui nu-i trece prin cap așa ceva. Da, eu Da. nici nu cred vreodată că să pună anume, nu cred că va fi cineva care să iasă din lagărul Da. conceptual. Nu se poate ieși. Dar se poate ieși în momentul în care ai cele mai uzuale, ai toate, poți să te folosești și de calculator și vezi care sunt cuvintele cele mai uzuale. Ce Da. caută oamenii cel mai frecvent pe calculator. Le iei pe ăla și le-ai luat invers și aduci argumente inversului și ai să te eliberezi din Matrix. Da? Da. Și eliberarea din Matrix merită pentru că înseamnă încărcare cu energie, pentru că pe Matrix, pentru că suntem identificați cu ego-ul, nu pierdem viață. Când ne preocupăm de materie, de corp, noi pierdem viață. Noi, ca să câștigăm viață, trebuie să nu ne preocupăm de materie. Exact cum Da. zice Noul Testament, că îi spun și adevărul acolo. Da? Spune o mulțime de prostii și după care Da. spune și câte un mic adevăr acolo, nu știu, așa ca să ne
incite pe noi să ne relaxăm, nu știu motivul pentru care. Ce, nu cred că e niciun motiv, pentru că oricum nu îl poți băga în seamă, deoarece vine o multitudine de informații contrare la ceea ce au spus într-o Exact, singură exact. frază. Și sunt pe Da. efecte. Deci, Da. toată argumentația e pe efecte și spune și eu o mică cauză. Dar tu nu vei mai vedea cauză, te vei Sigur, uita nu numai la ai cum. efecte. Da. Și nu vei Ce lua mult în ți seamă. se pare ceva frumos spus așa și Uite, nu știu. dacă spun cu cuiva, uite că Noul Testament este de fapt o metodă de diabolizare. Și se revoltă. Da, dar nu vezi că scrie acolo că, uite, să nu alegi după Matei de a câștiga când am. Da. Dar sunt accesorii, sunt câte o propoziție la masa aia, nici 1% nu e, știi? Hai să zicem 1%. Dacă Tocmai de este. aceea nu sunt puse în Nu practică. pus în practică, nu sunt urmate, nu interes, nu le vede. Și au un nivel de generalitate așa de mare încât nu poți să le urmezi. Pe când aici la Isaia spune ce să faci, multe spune. Deci omul obișnuit, ca să poată să se apuce să urmeze o înțelepciune, nu trebuie să-i spui direct, faci așa. Da, Faci da. așa, după care, după ce ai spus, poți să-i aduci argumente. După aceea, pe el nu-l interesează. Apoi el pune accent pe poziția pe care o are cel care i-a transmis. Adică cât de încredere are în el. Dacă este un om care i s-a făcut reclamă și mai departe, și a, uite, ăsta este. Că nu știu care profesor are câteva milioane Da. vizualizări Da, într-o zi, iar la noi avem doi. da. Da. Deci, asta arată că toată lumea se duce numai după. Da, a fost și sistemul ăsta de matrix, a fost gândit în așa fel încât să se concentreze pe ego, adică pe satisfacerea plăcerilor și a avantajelor individuale. Asta este construcția. Păi el, când se duce la biserică, vrea mai mult pentru sine. Când se duce și face cursuri de New Age, el vrea un mai mare bine pentru sine. Deci totul este concentrat Da. pentru ego. Deci toată media asta și toată cultura aceasta care există este pentru ego. Nu e. Și când noi zicem, băi, trebuie să fii sub gura tuturor, să fii ca o cârpă, zic, a, cum să fiu așa ceva? În condițiile în care cei care sunt la prag, acolo sus, îngerii cei mai înalți din lumea de dincolo, cum ar veni Himalaya, lumii de dincolo, deci zona Da. cea mai înaltă, foarte greu să ajungi acolo, au fost niște cârpe pe pământ, au fost oameni de nimic. De aia zic, nu e sfânt cel care zicem noi că este sfânt. Sfânt este cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit, total. Adică, indiferent ce vine din față, el se predă. Nu luptă pentru avantajele lui, pune bine celălalt pe primul plan. Și de aici vine fericirea. El este într-o continuă stare de fericire. Este o fericire delicată, o fericire în care el nu vrea să intervine ca să nu strice lucrurile. Că își dă seama că dacă se duce spre Matei, Matei fiind secundară, cade. Da, Deci el da. se păzește. Deci trebuie să ajungi la nivelul în care se păzește de Matei. Aici apare o întrebare. Mereu mi-am pus-o. Există. Deci noi discutăm la lucrurile acestea că trebuie să slujești pe ceilalți să faci asta. Da. Dar că aici la femeie este problema. În familie, că dacă se duce în afară, bărbații interpretează altfel. Întrebarea care se pune, s-ar putea ca ea să fie slujitoare a tuturor și în afară? Cu o singură condiție, să fie respingătoare față de bărbații din afară. Când îi respinge pe ea în toate, și ea trebuie să ajungă să înțeleagă că bărbatul când vine la ea, nu vine pentru altceva decât că îi place de ea sau vrea să se apropie de ea. Bărbatul nu vine la ea. Deci nu vine la o femeie niciodată decât dacă îi place. Nu intră în contact cu o femeie decât dacă îi place de ea. Mă refer că să vrea să petreacă timp, să discute cu ea, să povestească, nu vine. Să o Da. privească, să o admire, să nu știu ce. Deci el nu vine decât pentru apropiere fizică, pentru că îi place de ea. Deci ea trebuie să aibă o atitudine respingătoare față de aceștia. Și dacă are această capacitate, de fiecare dată să îi respingă, să fie Trece cu ei. rece cu ea, să fie Da. cu ei, să fie dură cu ei, dar din prima.
din prima, ei atunci pleacă. Ceea ce se va dovedi că de fapt ei au urmărit altceva. Se supără, ei se supără imediat, se înfurie, se mânie, se poate și ataca, să zică ceva, dar asta trădează faptul că de fapt ei au avut anumite gânduri și vor pleca. Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Bărbații nu, în mintea lor numai asta au. Deci nu există altceva în mintea unui bărbat decât sex în sex. Apropiere fizică, lipsa de apropiere fizică. Și spuneai tu că nu contează nici măcar vârsta la bărbat. Nu El contează, ai văzut, la da. 80 de ani se ridică din Din morți. morți. Da. Asta este preocuparea lui, că e preocupare constantă. El când merge pe stradă nu mai așa face. Deci el analizează femeia. Asta este hobby-ul lui, plăcerea lui, știi? Analizează femeia. Și apare un joc din acesta de seducție, chiar prin privire și așa mai departe. Am povestit. Femeia ar trebui să fie acum, în lumea asta modernă. Mai era la modă cu mijlocul desfăcut. Anchiorul deschis, sânica afară, umeri, nu știu ce, dar știi ce l-atrage pe bărbat acum cel mai mult? Picioarele. 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 Și chiar dacă are o fustă sau rochie care depășește genunchii, și atunci să fie atentă femeia la sandale. Sandalele care pun în evidență piciorul atrag bărbatul cu o forță pe o scară de valori de la 1 la 10, că este nivelul 8. În condițiile în care, spre exemplu, dacă are anchior și cu sânii pe afară, e nivelul 5. Deci forța cu care îl atrag picioarele este imensă la bărbat. Oare Deci, de ce nu spun? Că am mai văzut astfel mai de se ceva spune, deci în interviu și modă, cei spuneau. creatori de modă știu asta. Da. Înțelegeți? Se știe chestia asta. Dar, uite, nu trebuie toată lumea să le știe. Da. Deci femeia trebuie să fie atentă la sandale, că dacă sandalele pun în evidență, nu știu, să poartă un ciorap sau să aibă din aceea tip balerin care să nu scoată în evidență nimic. Să fie atent la tocuri, Șosetă să nu poartă flaușată. tocuri. Să nu poartă tocuri. Tocurile înseamnă mândrie, Dar orgoliu și poalele pentru... par să fie lungi, nu? Să Știi fie cum parcă tot. vorbește? Îmbrăcămintea vorbește, spune totul despre femeie. Deci bărbatul când s-a uitat la femeie știe totul. Știe dacă poate să o abordeze, știe cum să o abordeze, ce să-i spună, ce să facă. Știe absolut totul. Și un alt lucru la care trebuie să fii foarte atent este să nu intri în discuție cu un bărbat, niciodată. Să încerce să-l învețe, să încerce să-i arate ceva, să-i explice despre Dumnezeu. Nu există. Pe bărbat nu-i interesează Dumnezeu. Da. Niciodată. El dacă stă să asculte, stă să asculte că îi place de tine. Altfel nu vine, nu întreabă, nu-l interesează, nu stă la discuție cu tine. Dacă stă la discuție, înseamnă că îi place de tine și a pornit de seducția. Și Da. este o seducție reciprocă. Adică când ea a inițiat, el zice, păi, doar nu fi prost să resping. Asta zice întotdeauna. Am fost Da. atât într-o tabără și într-o discuție pe care am avut-o noi aici, Zoom, chiar cineva, un bărbat, a spus lucrul acesta. Dacă văd că se îmbracă frumos și atrăgător sau vine spre mine și vorbește cu mine, doar nu-i fi pus să o resping. Da? Deci Da. asta gândesc ei. Ei întotdeauna au o apreciere perfectă. Ce este femeia, cum este, ce gândește. Da, și ea să fie atentă să nu aibă cuvinte dulci, să nu fie primitoare, absolut deloc. Să fie respingătoare Da. cu bărbatul, întotdeauna când vorbește, pentru că atracția este foarte mare. El se incite foarte mult când vede că o femeie îl abordează. Dacă o femeie îl abordează, el înțelege că femeia aceea îi place de el și doar nu fi pus să o respingă. Deci trebuie să fie atent. Deci asta ar fi condiția, că ea să fie respingătoare cu toți bărbații din afară relației cu care este, iubirii pe care o are sau căsătorie. Trebuie respins, se duce energie spre ei și atunci începe dereglarea acasă. Deci cu cât se duce, cu cât stă mai mult la discuție cu ei, cu atât bărbatul, spre exemplu, simte, are o stare de nemulțumire interior și nu știe de unde vine, o stare de tristețe, de mohorâre,
se... De gelozie, poate, nu? Nu, gelozia nu este bună, e un cuvânt din ăsta care este pus de feminism, Bine, nu dar este vorbim așa, cu adevărat. înțelesul Deci lor, s-a întâmplat, tuturor. deci femeia s-a dus în altă parte și el se simte în pericol. Nu Da, știu cum da, se da. simte, în toate modurile se simte în pericol și este nervos. Da, Și da. îi vine să se ia de ea, știi? Sau să o întrebe, ce ai făcut, pe unde Da, ai... da. Pentru că asta a simțit ea, pentru că asta s-a întâmplat cu ea. Deci trebuie să înțeleagă că acolo unde există o legătură, nu o relație, există o legătură energetică, fiecare știe unul despre celălalt ce face. Și am văzut un mic TikTok din ăsta de 2 minute cu fotbalistul Messi. Am fost Așa. tare impresionat. Fotbalistul ăsta nu are o soție frumoasă. Dar când face fotografii și vin admiratoare, nu știu ce, nu le atinge și nu le dă voie să îl atingă. Adică alții ar pune mâna peste mijlocul celelalte sau nu știu Da. ce, știi? Nu, el de fapt ține, se distanțează. Că ce înseamnă? Măsura în care cei doi, și unul și altul, se distanțează de femeia sau de bărbatul care îi place, este forța cu care crește iubirea. Deci cu cât femeia respinge pe ceilalți bărbați, cu atât iubirea ei crește. Trebuie să înțeleagă asta. Cu cât îi acordă atenție altă, trebuie să fie, chestia asta trebuie să fie sfântă. Dacă vrea ca relația să fie frumoasă, să dureze o viață întreagă, să le fie bine copiilor și mai departe, ea Da. neapărat trebuie să respingă alți bărbați, nu se poate altfel. Ea trebuie să fie respingătoare de la început. Niciun zâmbet, niciun cuvânt de bunăvoință, niciun comentariu în plus decât Da. este nevoie, să se grăbească să iasă din apropierea de bărbatul respectiv. Că există situații în care bărbatul îi pune câte niște întrebări de o anumită chestie. Și ea trebuie să facă tot posibilul să se grăbească să iasă din discuție. Că nu poate să stea mai mult în discuție cu el. Dacă se stă mai mult de, să zic, 3 minute, se pornește seducția. 2-3 minute. În 2-3 minute a pornit mecanismul de seducție. Automat. Și se simte că se ridică testosteronul la bărbat și apoi, dacă se prelungește, deja ești în seducție. De deja bărbatul pe care, din relația în care ești, începe să sufere. Ia din energie. Și copiii la fel. Copiii, Da. părinții, deci toți din jurul ei încep să suferă din faptul că ea dă energie unui alt bărbat. Nu se poate. Deci asta este... Am înțeles că o să facem și Coranul. Am înțeles Da. că la Coran există instrucțiuni practice, că Coranul este de fapt instrucțiuni sociale, cum să te comporți în societate. Da. Este mai puțin o religie, mai mult o instrucțiune de comportament care sunt excepționale. Și mare atenție este pusă pe femeie, că de aici se distruge totul. Totul, se destramă familie, se distruge viitorul. Da, să spun o chestie, bărbatul rămâne dezamăgit o viață. Dacă el, spre exemplu, nu spune nimic a femeii, dar simte mereu că femeia se duce spre ceilalți, că vede din comportamentul față de el, știe cum se comportă față de ceilalți. Da. Da, și o vede în diferite situații și simte cum se comportă. Și el trăiește o stare de amăreală, continuu mâhnire, pentru că ea acordă atenție și uneori intervine, uneori îi spune și mai departe, dar să știi că femeia întotdeauna e încăpățânată. Ea întotdeauna face ce crede de cuvință. Da. Și mai face o chestie, pune plăcerea ei pe primul plan. Chiar dacă ar vrea să respecte regulile, în anumite conjuncturi le uită, nu le ia în seamă și cade, decade. Dacă ea petrece mai mult de 2-3 minute cu un alt bărbat, a intrat în mecanism de seducție. Ăla, dacă este înfierbântat, ridică foarte repede testosteronul și ea se va simți bine că îi ridică și oxitocina și apare un act sexual fără atingere. Deci trebuie să fii atent la lucrul acesta, că s-a pierdut energie pe un alt bărbat, apoi se face un cordon energetic. Și omul acela, acea stare de bine, o va lua mereu în capul lui și o ține, ai văzut și tu, 2 ani, 7 ani, Da, 50 da. de ani. Deci tot timpul face asta. Deci bărbații întotdeauna fac chestia asta. Trebuie să înțelegem
că baza noastră este o bază din asta, să zic, pe instincte primare, se bazează pe instincte primare. Nu contează că avem școli, că suntem, nu știu, avem o anumită înțelegere și cultură. În mod normal, acesta ar trebui să amendeze tendința aceasta pe care o avem. Dar, uite, întotdeauna și bărbatul și femeia ridică aceste, cum să zic eu, instincte primare, le ridică înaintea tuturor, înaintea tot ce face. Deci el ridică întotdeauna, în orice discuție, bărbatul ridică prima dată instinctele primare și femeia ridică instinctele primare. Și bărbatul și femeia ridică instinctele primare într-o discuție. Deci ei trebuie să se ferească de chestia aceasta. La Messi ce se întâmplă? El, având o soție frumoasă, el o pune pe primul plan. El îi arată că tu ești cea mai frumoasă, nu mă interesează nicio altă femeie și asta consolidează foarte mult relația. Dar el vine cu cei 20% acolo. Deci face acțiunea pe planul a 20%, pe când Da. ea are 80%, deci ea are o disponibilitate. Natura a făcut o risipă imensă de vulnerabilitate pentru femeie. Femeia este extrem de vulnerabilă. Ea va fi, Da. o viață întreagă va fi curtată de bărbat. Să știe chestia aceasta, să înțeleagă. Chiar dacă ea nu dă semnificație că, uite, am discutat și nu mi s-a întâmplat nimica, să știe că bărbatul când vine la ea nu vrea decât apropiere fizică și de aia vorbește cu ea. Încearcă să creeze o punte de legătură, să creeze timp petrecut cu ea, pentru că în timpul petrecut cu ea, ea își pierde din vigilență. Deci asta este important la bărbat. El când abordează o femeie, discutând cu ea își pierde apărarea. Trebuie să înțeleagă, cu cât stă mai mult la discuție cu un bărbat și ei îi place și pe subiecte de... Dacă ea inițiază pe subiecte ăsta cu Dumnezeu, este dezastru. Bărbații aceia vor păstra în cap. Dacă nu a intervenit, dacă a fost altă situație, totuși, Da. inițiativa făcută de o femeie pentru bărbat o va ține minte viața întreagă și de fiecare dată când o va întâlni, imediat își amintește. Dar își amintește și tot timpul aleatoriu. Da? Și îi ia din energia vitală și din viață și ia din energia, din iubirea relației în care este ea. Dar față de iubitul, prietenul sau soțul ei. Deci este foarte important, ea trebuie să înțeleagă că femeia este extrem de vulnerabilă, are 80% energie telurică, disponibilitate de a cădea. Asta înseamnă. Bărbatul nu are această disponibilitate de a cădea, dar el o forțează pentru că a fost obișnuit de societate și dus în materie. Și el are, și el, nu 20, o să aibă 30, 40, 50% energie telurică pentru că e preocupat să câștige, să aibă o mașină mai frumoasă, o casă mai frumoasă, să aibă mai mulți bani. Deci l-a dus pe materie. Și chestia aceasta se va vedea din dorința lui foarte mare de apropiere fizică de o femeie. Oameni, bărbații care au asemenea tendință, tot timpul se uită la alte femei, fiind într-o relație sau într-o căsătorie, pe bărbații ăștia nu te poți baza. Absolut deloc. Au deficiențe foarte mari. Au mândrie, au orgoliu, pun înfățișarea, pun partea superficială a vieții, o pun pe primul plan. Da? Investesc în imagine. La fel la femeie. Femeia care abordează un bărbat și discută cu un bărbat, nu te poți baza pe el, pe ea, deloc, pentru că oricând se poate întoarce și să facă lucrul acesta, oricând. Pentru că pune plăcerea ei pe primul plan. Ea când simte bucurie, plăcere să vorbească cu un bărbat, fie și prin mesagerie sau să-l întrebe, ea cade atunci și ea își pierde din vigilență. Din puterea de a respinge. Deci, cu cât petrece mai mult timp cu un bărbat, cu atât vigilența este mai slabă. Și la un moment dat se face o rocadă. Nu îi mai place de bărbatul care este, pentru că i-a dat energie în altă parte. Bărbatul cu care este devine agresiv, devine nemulțumit și îl zice că este defect. Și atunci se duce în altă parte. Că din cauza asta, natura a făcut acest sistem. Ea e interesată să multiplice șansele de supraviețuire, adică să aibă cât mai mulți copii.
Nu interesează regulile sociale, căsătorie, nimic. Morală? Da. Nu. Da. Și femeia are cea mai puternică disponibilitate de a încălca morala, calcă tot în picioare. Deci, pentru bărbați, îmi pare rău, pentru ei, sunt întotdeauna în pericol de a fi înșelați, trădați, loviți pe la spate, oricând, la orice vârstă. Da. Și m-a întrebat ce ar putea, cum s-ar putea să se apere. Bărbatul se duce cu tot dragul. El iubește exponențial, deci mult mai mult decât femeia, când o iubește, când nu Când vrea mă altceva. iubește, da. Când nu vrea altceva. Se dăruiește cu totul, exponențial. Eu cred că asta este problema lui. El trebuie să înțeleagă că cu cât iubirea, dăruirea lui va fi mai mare, cu atât dezamăgirea lui va fi mai mare. Deci va fi înșelat la un moment dat. Păi și ce șanse are să facă altfel? Că el, cum vorbim în general, adică un om, femeie, bărbat, Să nu când aștepte face nimic lucrul de la ăsta, femeie. Să nu aștepte nimic de la femeie. dar crezi că poate un om care e făcut Nu, așa, asta este poate? problema, că nu poate, că este foarte Nu greu. poate, da. Deci trebuie să ai un nivel din ăsta de înțelegere a vieții foarte profund, ca să nu cauți fericirile acestei vieți. Într-o relație să cauți pe Dumnezeu. Na. Și Dumnezeu ce este? E neatașament. Este o Da. dragoste totală, dar înseamnă să nu fii obsesiv, adică să nu te gândești tot timpul, să nu dorești tot timpul, să nu mai așteptări tot timpul. În momentul în care apar așteptări și nu știu ce, este de fapt momentul când bărbatul este critic, este momentul în care femeia deja se duce în altă parte. Dar vezi Deci că aici. o clipă. Deci el se uită la el însuși și zice, măi, acum îmi vine nu știu ce în cap să zic. Am o stare de nesiguranță, de frică, ceva se întâmplă. Și ceva se întâmplă cu femeia lui, cu prietena lui, cu iubita lui, cu soția lui. Da. Ceva se întâmplă. Că el nu-i apare această stare întâmplător. Deci când apare o îndoială, o temere, o frică și mai departe, ea se duce în altă parte, discută cu un alt bărbat. Alți bărbați o privesc interesați, știi? Deci nivelul de interes al altor bărbați și de acceptare al femeii, deci faptul că ea s-a lăsat și a acceptat înaintarea lor, îi dă prietenului, iubitului sau soțului ei, îi dă o stare de nesiguranță automat. Noi zicem asta gelozie. Nu e adevărat. Trebuie să se uită femeia ce face. Că bărbatul nu este gelos degeaba. Și invers. Și invers. Bărbatul poate să se ducă în altă parte, dar e alt înțeles aici. Îi se dă un asemenea bărbat că se scade nivelul de orgoliu, care este foarte mare și este un bărbat care tot timpul va dezamăgi pe toate punctele pe care ea le absolutizează. Îi le distruge. Și ce vrei să întreb? Nu știu ce vreau, m-am uitat, dar am altă întrebare. Hai, spune. Dar rămânând pe la vibrație aici, știm că bărbatul, dacă se duce în altă parte, de ce se duce, am înțeles. Dar e posibil ca și femeia să, cum ai spus, că bărbatul simte și o are o neliniște și nu știu ce, e posibil ca și femeia să simtă, să aibă neliniște, chiar dacă ea nu știe că bărbatul ei s-a dus la altcineva, dar să simtă niște lucruri în interiorul ei. Da, sigur, sigur că simte și da, simte un alt mod. Simte ca o ură. Ca ură? Ca ură, da, simte ca ură pe bărbatul respectiv. Ura înseamnă dorință de a omorâ, de a ucide. Da. Bărbatul când simte, e o tristețe, o mâhnire, el își dă seama că nu are ce face, nu poate, că are o forță foarte mare, femeia îi se poate opune, are 80% energie și îl desconsideră, îl râde de el și mai departe. Deci el nu are, decât el face implozie în el. Deci bărbatul explodează în el. Femeia spune, se revoltă, se bate, urăște. Da, e dezamăgită și Ah, mai departe. mi-am adus aminte întrebarea. Că ziceai de bărbat că nu trebuie să iubească până la capăt sau... Dar dacă cumva ea pleacă din viața lui, într-un fel sau altul, nu cumva e aici... Vorbim în dual acum, de asta folosim anumiți termeni acum. Nu cumva e vina lui pentru că s-a atașat foarte mult și ea instinctiv a simțit nevoia să se degajeze, să se îndepărteze? Dar...
Cu vorbim cât de energie. femeia, cu cât femeia are disponibilitate de a se deplasa spre alți bărbați, cu atât el se va atașa mai mult. A, așa merge treaba. Da. Deci el se va atașa mai mult cu cât. Cu cât femeia va fi mai frumoasă, mai fi atrăgătoare, vorbește în așa fel încât îi atrage pe bărbați și mai departe, Da. nivelul ei de disponibilitate, că el simte chestia asta, cu cât ea este deschisă mai mulți pe alți bărbați, cu atât El devine mai obsedat cumva. devine, nu, devine mai agresiv, mai nemulțumit, mai neîmplinit, mai nu știu ce. Noi zicem că este gelos, nu e gelozie. Deci ea se duce spre alții în toate modurile, că zice eu de ce să nu mă bucur. Și atunci el se simte în modul acesta. Nu, vorbeam de bărbații. Sunt bărbați care nu știu ce să mai facă femeii, nu deschide femeia gura că ei s-au făcut luntă și punte ca să îi îndeplinească dorința și cu toate astea ea nu-l apreciază de nicio culoare, ba Păi din de-aia nu-l contră. apreciază. Deci, masculinul trebuie să fie dezinteresat de materie. Idealul este ca el să nu se ducă cu totul spre femeie și să caute în toate întâmplările care se întâmplă să fie, aibă o formă de dezinteres, să înțeleagă că femeia îl învață să trăiască în divin. Da. Atâta timp cât el va dori partea fizică a femeii și o va esențializa, ea îl va exploata. Ea va folosi acest lucru împotriva lui și îl va condiționa și el tot timpul îi va pune condiții și se va supăra foarte ușor și va ști să-l mânuiască pe el, pentru că îl va simți că este slab, Stop. atașat de Nu. chestia aceasta. Da. Deci el trebuie să aibă o formă de masculinitate. Masculinul, în mod normal, trebuie să fie dezinteresat de chestia aceasta, de apropierea aceasta. Dar el cade foarte ușor, datorită faptului că așa suntem noi construiți. Bărbații sunt construiți pe dual, adică el gândește sex nesex. El când merge pe stradă, numai asta are în cap, să se înțeleagă. Deci ochii bărbatului se vor duce automat și vor analiza femeia. Ea trebuie să fie respingătoare. De-aia, la musulmani, văzut, se îmbracă, se acoperă, nu știu ce, să nu acordă, sunt culori cenușii, negru, ca să nu atragă atenția. Este Da. foarte important să nu atragă atenția, că e o problemă de energie. Murim cu toții. Deci comunitatea respectivă, poporul respectiv poate să moară. În momentul în care femeia se dezbracă, deja și-a semnat sentința. Ceea ce se întâmplă cu societatea occidentală, cei care conduc serviciile secrete care au construit și au aceste, cum să zic, acești cercetători, mii de cercetători, ei de fapt atacă societatea prin aceste chestii. Și uite-te, în Israel există acel popor care e invers, adică se limitează, femeia este limitată. Și tradiția este limitată și atunci potența bărbatului este mai mare, fericirea în familie este mai frumoasă și mai departe. Deci asta vreau să zic, că stăpânii ăștia la lume au știut unde să distrugă, deci ei distrug popoarele. Acum Occidentul este un mecanism de autodistrugere, un mecanism apocalipsis controlat. Deci Da. este distrugere controlată din toate direcțiile, de peste tot. Dacă ajungi să ajungi și cu țânțarii, îți bagă în salată, îți bagă, deci aia veganii prinde pe toți. Aia care iau medicamente îi prinde pe toți. Prin aer de sus te prinde, deci în toate modurile te prinde. Ei vor să se ducă în altă parte. Am înțeles că sunt prin Antarctica pe acolo, sau vor să-și facă orașe care să fie deasupra Pământului, se mută acolo și ne lasă pe noi tot timpul să ne Mai auzit controleze. că au ceva, niște buncăre, nu știu, vor fi adevărat, nu fi Dar adevărat, sigur nu că da, au și buncăre comunism. cu siguranță, dar Da. buncărul nu are o protecție. Nu-ți acordă o protecție. Că era la 400 de metri adâncime un bunker în țara aia de nord și a venit o rachetă din aia și a distrus bunkerul. Da. Deci nu e nicio protecție la bunker. Da. Nu Mai știu aveam o alt soluție. întrebare. Mi-am adus aminte că ai spus de vreo 2 ore, ai spus de femeia care poate avansa spiritual și bărbatul
care De obicei nu nu are avansează asta. spiritual Dar bărbatul. asta, de ce oare? Cum? Păi Dacă el el e așa de... are mecanismele de contact cu Dumnezeu, numai că nu stă în legătură cu Dumnezeu. El e preocupat de materie și se taie legătura. Dar el, în natural, are toate mecanismele, are toate resursele, are toate conexiunile cu divinitatea. Dar nu face lucrul acesta. Parcă e ca un paradox, adică cum să ai legătura și să nu. Asta e paradoxul, da. Și femeia Da. nu are această legătură cu Dumnezeu și o dorește. Ea are Da. 100% teluric și dorește să se apropie de Dumnezeu. Și, într-adevăr, reușește să facă, să evolueze față de bărbat. Și am zis că, la un anumit moment, când discrepanța Da, este foarte da. mare, atunci ea, ca să călurește pe celălalt, că bărbatul se duce în altă parte, atunci ei se dă un alt bărbat cu care să facă schimbul, să-i taie, să nu moară, să-i taie ura, să-i blocheze ura. Dar aici iar nu înțeleg, dacă ea avansează spiritual, cum poate să ajungă să-l urască pe cel cu care stă? Că dacă ești avansat spiritual, trebuie să fii mai îngăduitor cumva. Păi am spus, n-a avansat spiritual când a avut ură, dar în momentul în care a avansat spiritual a apărut un alt bărbat care a anulat ura. Oh, ok. Deci până acolo ea a urât, altă soluție n-a găsit. Pentru că nu... Dar în momentul în care dă de învățătură ca aceasta, da, și evoluează spiritual, atunci ea îi se poate da pe cineva care se blocheze ura. Dumnezeu îi dă pe cineva care poate să-i blocheze ura. Da, Pe înțeleg. nivelul urii lui. Ei. Da. Ei. Deci, omul acela, asta este rolul lui. Deci, din punct de vedere uman, pare că nu e moral, nu e Da. legal, nu e nu știu cum, dar din punct de vedere divin, este corect. Dumnezeu calcă în picioare regulile umane, nici nu le ia în seamă. Da. Da. Problema femeii este că pune reguli pe primul plan, în virtuți și așa mai departe, și vede pe bărbat greșit, îl atacă. Ea trebuie să înțeleagă că ea este ca un fel de condamnată. Când intră într-o căsătorie, îi se dă acel bărbat care să-i distrugă virtuțile. Ea trebuie să-și facă o listă acolo și absolutizează ea reguli, principii, morală, idealuri, virtuți, să le pună pe hârtie pe toate și ăla o să le observe că pe ăla îi le distruge. Deci ea, dacă intră într-o căsătorie fără aceste absolutizări, o să aibă un bărbat cum trebuie de la început. Că întotdeauna primește ceea ce este ea. Da. Adică acel bărbat care se poate să îi destrame toate absolutizările. Deci, ca să poată să supraviețuiască, da, acela îl ajută cel mai mult, până la un nivel. Când ea a depășit nivelul acela și nu mai urăște, atunci, ca să nu mai cadă din nou în ură, primește un bărbat cu care face schimburi ca să poată să evolueze. Atunci, abia atunci e ca o renaștere. Atunci ea crește. De aici vreau să zic, ea având 80% energie teluică, are tendința asta de a fi vulnerabil. Ea trebuie să se blocheze pe sine, să fie respingătoare față de alți bărbați, pentru că va cădea. Dacă ea stă Da. peste 2-3 minute la discuție cu un alt bărbat sau a inițiat o discuție cu el, s-a terminat, a pornit chestia asta. Chiar dacă ăla nu insistă și așa mai departe, el în capul lui există. Există acolo, legătura respectivă există și îi ia continuu din energie. Deci, asexual se poate și la distanță facem. Că el se incită și atunci realizează această chestie. Și ea, la fel, se poate incita și nu știe de unde. Da. Și incitarea vine de la un alt bărbat cu care a discutat, de care s-a apropiat prea mult, a petrecut timp cu el și atunci a apărut chestia aceasta și ăla o are în minte și realizează această chestie. Da. Deci ea trebuie să se apere de ea însăși și să nu se respingă, să fie respingătoare față de oricare alt bărbat. Pentru că niciun bărbat nu vine la ea decât că îi place de ea. Altfel nu intră în discuție cu ea, altfel nu-i scrie. Deci un bărbat nu-i scrie unei femei dacă nu-i place. Nu-i scrie. Înțelege respingător sau este lapidar? Când nu. Dacă îi se pun întrebări, este lapidar. Da. Deci trebuie să înțeleagă. Dacă intră în discuție, dacă ea inițiază o discuție, pune întrebări, bărbatul acela percepe lucrul ăsta că îi place de el. Îi place de el și din cauza asta el greșește.
El găsește dacă poartă discuții cu ea, pentru că la fel începe prietena lui, iubita lui, soția lui, începe să pierdă energie și ea, pentru că el vorbește cu alt. Deci totul este în compensare, totul este foarte potrivit în lume. Eu nu știu cum ar putea femeia, pentru că are tendința aceasta, să pornească din start, să fie respingătoare față de alți bărbați, peste tot, inclusiv la sandale, să fie spânzătoare, să nu zâmbească, să nu vorbească, să nu se oprească, să nu discute cu ei, să nu fie atentă, să nu ia în seamă, să fie dezinteresată. În condițiile în care ea are 80% de energie, de disponibilitate spre a cădea. Deci este Da. dispusă cu toate motoarele, toate mecanismele, sunt dispuse a merge spre alte direcții, pentru că viața vrea să-și multiplice șansele. De-aia i-a dat Dumnezeu 80% de energie. Da? Și ca să poată să multiplice specia umană. Și ea nu știu cum poate să reziste, pentru că ea în sine are un principiu de funcționare pe plăcere. Deci ea fixează plăcerea ei și începe să pună condiții, că dacă lucrul ăsta nu-mi place, respinge, adică are foarte puțină capacitate de a lăsa de la ea, are foarte multă luptă, multă forță de a lupta, de a impune, de a face, pune pe celălalt să facă ce vrea ea, îl convinge. Dar are calitățile astea, e foarte luptătoare. E un bărbat în corp de femeie. Asta este femeia. Adică are ceea ce bărbatul nu are. Bărbatul e delăsător, este ca o femeie. Da? Situația ideală ar fi ca cei doi dintr-o relație să cunoască aceste lucruri Da, e singura și să soluție, să vină unul cunoască spre lucrurile, celălalt să vină unul și spre să-și altul, da. îndeplinească cumva nevoile și nevoile bărbatului să fie și ale femeii. Să Atunci, înțeleagă unul pe da. altul, dar în același timp deci și bărbatul și femeia să oprească, să nu se ducă spre alte, bărbatul Da. spre alte femei și Da. nu merge, pentru că imediat femeia lui de acasă o va pierde. Da. Și chiar dacă bărbatul dă atenție femeii în limite, nu așa dusă la extrem cum am vorbit în exemplu de mai devreme, să se pună în fața ei preș să se facă, dar dă o atenție oarecare să o facă pe ea să se simte iubită, atunci ea probabil că va avea puterea și disponibilitatea să nu mai dea afară nimic, să nu mai fie Nu, numai, drăguța amabilă. da, numai dacă motivul pentru care face el asta nu este un motiv sexual. Adică ea îl folosește sexul, știe și simte că el asta dorește, că este Da. atras numai de asta și îl manipulează în toate modurile. Deci dacă el se duce spre ea și se supune ei din acest motiv, ca să aibă parte de acea plăcere, atunci el va fi trădat. Va fi, da. Va fi Dar nu, noi mințit. vorbim de situația ideală, în care există dragoste, există grijă, Asta există. înseamnă că atunci când el se duce spre ea și o ajută, are grijă de ea și mai departe, să Da. se gândească că întotdeauna să nu o privească trupește. Să nu, cu condiția aceea că, uite, așa câștigă apropiere fizică. Nu. Să Da. privească că, de fapt, se slujește A, pe Dumnezeu. cu interes, să nu o privească Să cu nu aibă interes, cu interesul ăla, că scopul dacă are spus. interesul, ea Da. simte și atunci îl va Da. lovi sau îl va Și condiționa. cum să facă un bărbat chestia asta? Că bărbații, cum ai zis și tu, Păi nu sunt. știu, ei nu știu asta. Nu Deci știu. e o sex ori lipsă de sex. Da, Deci da. bărbatul nu vine la o femeie decât pentru sex. El nu abordează. Un bărbat străin, mă refer. Un Da, bărbat da. străin nu vine să discute cu o femeie decât dacă vrea ceva. Altfel nu discută. Iar Nu, da. o femeie nu discută cu un bărbat decât dacă vrea sex. Dar vorbim despre de cei care sunt în cuplu. Cei care sunt în cuplu. Deci, nici atunci, cum să facă soțul? Cum să facă, nu soțul, prietenul, iubitul, ce-o fi? Să nu pice așa de în fața ei pentru sexualitate. Cum se poate stăpâni el? Că nu. Ei sunt, toți bărbații sunt chitiți pe așa ceva. Da. Păi numai așa, privind la femeie într-o formă dezinteresată, că dezinteresul acela este prezența lui Dumnezeu, deci căutând în femeie pe Dumnezeu, deci neducându-se cu totul spre ea, negândindu-se tot timpul la ea, știi?
Pentru că atunci apare partea aceasta sexuală importantă. Da. Deci Da, dacă da, da. el nu se gândește tot timpul la ea și nu o dorește cu... și acceptă că Dumnezeu când hotărăște el, atunci va fi și are atâta răbdare și atâta înțelegere că să aștepte ca Dumnezeu să... fără să forțeze el, știi? Că dacă va forța, imediat femeia va simți că este... va simți ca o forțare. Marius, unde găsim bărbatul ăsta? Crezi că Îl există învață, bărbat îl care învață să femeia, îl învață viața. învață viața? Nu Păi știu da, cum va pierde tot învață. timpul de... nu se va vedea până Păi când va va pierde, înțelege. dar el când va pierde, el nu va ști lucrul ăsta de ce pierde și se va duce spre altceva, se va duce în Va duce spre exterior. alte femei, într-adevăr, să ia Da. energie din altă parte. Și Asta se va atunci întâmpla. e ca o roată de hamster Păi acolo. atunci de ce s-au luat? Pentru unde? Pentru că ei nu cunosc lucrurile astea și amândoi. Deci s-au luat ca femeia să sufere, că bărbatul îi va Da. distruge toate virtuțile, că Da. Dumnezeu e centrat pe femeie. Și asta e motivul. Apoi, dacă te uiți din partea femeii, cum e bărbatul, dacă se uită la altele, păi i s-a dat bărbatul ca ei să se uite la altele, ca să poată să scadă din orgoliu, să salveze viața. Da. Deci, Dar în același nu e ceva rău niciodată. Nu e. Și nu nici este chiar rău. atunci când vin prădătorii și o calcă în picioare și își bat joc de ea, pentru că Da. întotdeauna bărbatul când vede că femeia discută cu el, de fapt, el o disconsideră. Trebuie să înțeleagă femeia lucrul ăsta. Deci când petrece, când pune întrebări, când vorbește cu un bărbat străin, el o desconsideră. Pentru că Da. el se gândește că ia uite-te, vrea ceva de la mine și mai departe, știi? Și doar nu fi prost să nu-i acord atenție. Deci a intrat în desconsiderare, el nu mai are respect față de ea. Deci trebuie să înțeleagă asta, să se ferească. Mă refer la alți bărbați. Da? Dar trebuie să înțelegem că exact ce se întâmplă este corect. Că dacă vine Da. prădătorul, înseamnă că ea are atașament de materie, are atașament de fizic, de apropiere fizică și din asta vine prădătorul, pentru că l-a chemat. Da. Da? Deci nu vine un prădător, deci nu vine un bărbat la ea decât în măsura în care ea este atașată de partea aceasta fizică. Dacă ea este dezinteresată de partea fizică, nu vine niciunul. Și asta ar fi o apărare. În același timp, această atitudine interioară îi dă ei puterea să fie respingătoare față de orice bărbat și taie orice posibilitate a altui bărbat să vină. Dar dacă ea nu are putere, atâta timp cât ea are dorință interioară, nu va avea putere să respingă un alt bărbat. Și alt bărbat va veni și o va aborda. O va aborda, îi va pune întrebări și va încerca să petreacă timp cu ea. Când apare un asemenea bărbat, înseamnă că în ea există această dorință. Ea a simțit această dorință și Dumnezeu l-a trimis ca să distrugă toate aceste chestii, ca să poată să o ducă într-o stare în care să se dedice total iubitului, prietenului sau soțului ei. Deci Da, când da. vine, trebuie să înțelege, când vine un prădător spre o femeie, vine din cauza ei, când vine să inițieze o discuție, vine din cauza ei, da? De multe ori ea inițiază discuții și în ton. Ea folosește un ton care este foarte atrăgător și îl înnebunește pe bărbat. Trebuie să fie atent la chestia asta. Că el imediat recepționează că vrea ceva de la mine. El ar trebui să-și iubească prietena, soția sau iubita atât de mult încât să nu poate, să nu-i acorde niciun fel de atenție ei, ca să poată să o respingă. Dar nu știu care bărbat poate să facă chestia asta. Deci dacă vine o femeie frumoasă la el și îl abordează, eu am văzut situația asta în avion. Veneam din Italia și era stewardesă româncă. În avion erau doi piloți de rezervă Da. italieni și stewardesa româncă s-a luat de un pilot italian, da. S-a luat într-o formă foarte, foarte evidentă. El și zâmbea. Cum să nu-ți dea seama? Deci când l-a abordat femeia, bărbatul știe clar de ce era. Deci niciodată femeia n-are voie să abordeze un bărbat, pentru că el zice că vrea apropiere fizică. Și s-a ajuns repede să-i dea telefonul, femeia. Și el n-a cerut nimic. Ea a zis, nu vrei cumva și telefonul meu?
Nu vrei, uite, sunt la Roma, sunt în data de nu știu care, nu știu ce, noi vrea să ne întâlnim. Deci a inițiat. El zâmbea, arăta că este dezinteresat, dar accepta ceea ce înseamnă că va merge mai departe. Deci dacă bărbatul nu s-a întors și a plecat, când femeia l-a abordat, va merge mai departe, fie și mental. Fie și mental. Dacă îi se oferă ocazia, va merge fizic, dacă nu îi se oferă ocazia, va merge mental. Mai ales dacă crezi că dacă bărbatul sau femeia iubesc cu adevărat, există posibilitatea ca să nu, chiar dacă li se vește ca un test o situație de genul ăsta, ei să nu fie interesați? O singură condiție, ca la Messi. Adică bărbatul să o consideră pe soția lui, prietena, iubita lui, cea mai frumoasă și cea mai perfectă din lume, Da. atât de perfectă încât să refuze altă, pe oricine altcineva. Și la fel femeia, să-l consideră pe bărbatul ei ca cel mai deosebit, cel mai bun, cel mai frumos, cel mai, nu știu cum, în toate punctele de vedere, astfel încât să poată să refuze. Total. Dar nu știu, asta înseamnă dragoste. Dar nu cred că există. Cred întotdeauna Se poate, e. nu se poate să existe, dar trebuie să fie un nivel mai mare, Da. în care, spre exemplu, femeia să fi suferit foarte mult, bărbatul să fi suferit foarte mult, Da. da? Adică dezamăgirea să fie foarte mare și atunci când se întâlnesc, bucuria să fie mare între ei și asta îi potențează reciproc, îi încarcă reciproc. Și atunci apare iubirea. Dar oare crezi că un bărbat, cum se zice Messi, eu nu habar n-am de povestea lui, dar să spunem că el de unde ar fi știut astfel comportamentul ăsta? Îl are instinctual sau poate l-o fi învățat de la L-a mamă sau învățat la cineva, nu se bufa? poate, instinctual nu. Da. Instinctual bărbatul este, uite, fotbaliștii și cei care sunt sportivi au 4-5 neveste, au Are mult, 10 copii din da. fiecare. Deci asta fac ei, asta învață, asta este modelul lor, să se distreze, să nu știu ce. Ei folosesc banii pentru distracție. Deci sunt bărbați care nu sunt evoluați. Deci cei care sunt în domeniul acesta nu evoluează suficient Da, de da. mult. Dar nu au demnitate, nu și-o apără, nu știu ce. Sunt și excepții, dar sunt puține. Da. Puține. Că trebuie o disciplină interioară. Să poți să. Mama, cum te-a învățat bunica, ce model ți-au dat, știi? Și de acolo se pornește în viață mai departe. Apoi E trebuie să posibil le să-l fi repeți. învățat mama sau e posibil să fi învățat el din suferința mamei? S-o fi văzut-o pe mamă că suferă, eu știu, a avut trădări sau nu știu ce, și el să fi învățat să fi spus, uite, eu îmi voi respecta femeia sau. Păi nu știu. Și de la. Adică să fie autodidact sau să fie pur și simplu a fost E un educată. complex de factori. Nu E știm. complex, Se da. completează unii pe alții, se potențează unii pe alții, nu știi. Da. Repetăm, 80% de energie telurică înseamnă disponibilitate de a cădea. Da. Femeia cade mult mai ușor, infinit mai ușor. Din cauza asta, ea va fi curtată, dacă e frumoasă și atrăgătoare, va fi curtată o viață întreagă, chiar dacă ea zice altceva. Este curtată. Chiar dacă nu numește relația cu un alt bărbat, discuția cu el, prietenia cu un alt bărbat, chiar dacă nu numește așa, ea se întâmplă. Ea se Da. întâmplă, există acolo și legăturile se întâmplă. Da, cu câți bărbați a discutat și a petrecut timp cu ei, cu atâția bărbați, ea se află în mintea lor. Ea se află în mintea lor și dacă ei sunt din aceștia care sunt înfierbântați, știi, se înfierbântă ușor, realizează acte sexuale la distanță cu femeia energetică. De unde nu știm noi? De ce nu știm noi asta? Pentru că nu înțelege că totul e energie. Da. Nu ne explică nimeni că totul e energie și trebuie să fii atent la gândul e energie, la cuvinte, la comportament, se mișcă cantități mari de energie, se dislocă energia dintr-o parte, se duce în alta. În momentul în care tu te-ai lăsat, ai făcut spațiu gol și a venit divinul. Deci deja ai mișcat energie și sunt energie colosale. Pentru că ele sunt energii care făuresc materie, făuresc realitate. Deci nu e de joacă. Un comportament favorește o realitate.
Deci, miști situațiile de viață și trebuie să știi cum. Da. Deci, femeia trebuie să se păzească de ea însăși, nu știu cum poate să facă chestia asta, are 80% energie, adică tendință de a pune plăcerea pe primul plan. Când a intrat într-o discuție cu un bărbat, discuție pe mesagerie, Telegram, WhatsApp și mai departe, sau în realitate, mai mult de 1-2 minute, ea, de fapt, a intrat în mecanism de seducție. Și bărbatul nu mai poate să iasă pentru că el crede altceva. Dacă ea este în cuvinte, este foarte primitoare, foarte dulce în cuvinte, bărbatul a nebunit. În clipa respectivă, el se întărâtă foarte mult. Se poate ca ea să folosească această tonalitate special ca să-l atragă. Și dacă îi place de el, va folosi această tonalitate. Și nu e nicio problemă față de iubitul ei să facă așa ceva cât vrea. Că îi arată că îl iubește. Da. Și el se simte atras de ea. Dar față de alți străini, nu ai voie să facă așa ceva. Apoi, ea, în momentul în care îi permite celuilalt să înainteze, ea devine vulnerabilă. Îi scade agilitatea, îi scade vigilența. Nu va mai fi vigilentă. Deci cu cât el petrece mai mult timp cu ea, cu atât ea va avea mai jos vigilența. Și deja s-a întâmplat o apropiere fizică. Deci dacă îi permite un alt bărbat să stea mult timp, dacă stă mult timp de discuții cu un altul, Da. deja este o apropiere fizică acolo, a intrat în seducție. Poate să fie și seducție inversă, ea să inițieze chestia asta, că i-a plăcut de el. I-a plăcut de el. Deci femeia trebuie niciodată să aibă o decență interioară, o demnitate interioară, ca să nu-i producă rău bărbatului cu care este iubitului, prieten și mai departe, să aibă o decență interioară, să respingă pe alții și să se lupte, că aici e problema, să se lupte cu natura ei. Natura ei zice să te deschizi la toți bărbații, să zâmbești la toți bărbații. Păi ce faci? Deci asta zice natura ei, 80%, nu? Deci ea trebuie Da. să se opună naturii ei și asta este foarte dificil. Ea percepe lucrul acesta ca un lucru care nu-i convine și zice asta. Și spune, nu, păi, mă simt constrânsă. Mă simt constrânsă, mi-e frică să mă mai uit la oameni, la bărbați, la cei din fața mea, mi-e frică tot timpul ca să nu supăr, să nu creez probleme prietenului, iubitului sau soțului meu. Mi-e frică să... Deci natura ei este, de fapt, să fie binevoitoare cu alți bărbați. Da? Și va fi tot timpul se va simți constrânsă, știi? Îi trebuie doar iubirea față de prietenul iubitul și să fie așa de mare încât să nu îi pară greu. Dar dacă spune că este greu, înseamnă că nu este o iubire mare. Nu este o iubire mare. Asta mă Că nu i-ar gândeam fi și. greu. Adică dacă l-ar iubi pe ăla așa de mult, păi nu i-ar fi greu să întoarcă capul când trece un bărbat în față să uite la ea fix, Da. întoarce capul, dă-l încolo. Da? Să se ducă unde vrea el. Nu se uită la el. Când unul vine la ea și încearcă o discuție cu ea, zice, nu știu, a întors capul și s-a întors și a plecat. Da. Nu inițiază în viața ei o discuție cu un bărbat, că pe ei nici nu interesează despre Dumnezeu nimic. Pe bărbat nu interesează decât să câștige bani, să facă mașini, să aibă tot felul de... să fie victorios în viața asta. Asta nu interesează pe el. Nu-l interesează cu Dumnezeu, cu habar n-are nici, nu știe cine. Da. Uite-te la biserică, la biserică că sunt doi bărbați. Câte femei sunt? 1.000 de femei. Doi bărbați și aia bătrâni. Și aia bătrâni, deși aia, dar se duc acolo că se apropie să plece. Înțelegi? Deci ea trebuie să fie... În momentul că ea se răzvrătește și zice nu suportă, sunt regulile acestea, nu le pot accepta, înseamnă neiubire față de prietenul iubitului ei. Pentru că dacă ar fi fost iubire, nu ar fi nicio problemă că să-l resping pe ăla, resping de încolo. Da, da, Nu mă da, da. interesează. Exact ca la N-ar avea Messi. nevoie de altă atenție. Păi Messi, păi vin femeile la frumoase, 1.000 de femei în jurul lui, știi? Și el nici nu-i interesat de ele, nici nu le atinge, nici nu se Da, uită la da. ele, știi? Când îi face fotografie, își pune mâinile în așa fel, ele vor să-l ia pe mijloc și el se îndepărtează. Da, Păi da. asta este. Deci, femeia trebuie să facă același lucru. Vine unul, nu știu ce, să se apropie de ea, îi face un gest de curtoazie. Ea să respingă acest gest de curtoazie. Să-i zică, măi, tu fă
Tu pune ciorbă la soția ta în farfurie, nu pune mie. Da. În mod normal, bărbatul nu poate să facă așa ceva. Spre exemplu, sunt prieteni, da? Și vine prietenul și spune soției tale în farfurie. Nu poate să facă chestia asta, că face de față cu soția ta. Și atunci ea Da, cum se da. simte? Chestiile acestea, încurcăturile acestea. Deci nu se poate accepta, trebuie respins și pe față. Trebuie spus în clipa în care vrea face un act de curtoazie în fața soției lui sau a soțului tău sau prietenului sau iubitului tău, trebuie respins automat. Respingerea te încarcă cu energie și iubirea crește. Deci respingerea celorlalți bărbați consolidează dragostea lor. În momentul în care ea se îndoiește și zice că mă simt constrânsă, că nu pot, că ajung ca să nu-l supăr, să nu mă mai uit la oameni. Păi nu e nevoie să te uiți la oameni. Te uiți la oricare om, dar în mod la general, dacă vezi că cineva te fixează cu privirea și te fixează insistent, ai întors capul. Dar asta se Da, întâmplă da. tot timpul, dar și merg aici prin București, pe stradă, sunt fete, ele de unde știu asta? Nu se uită la tine. Și am avut situații în care a trebuit să duc medicamente la comandă acasă. Bineînțeles că au coborât, n-am urcat eu sus acolo, dar când vorbeam, nu se uita la mine deloc, dar absolut deloc nu se uita la mine. Deci în fața mea, deci țineau capul într-o parte sau în alta. Păi decență, asta înseamnă apăra relația în care era. Dacă te uiți în ochii celuilalt și discuți cu el și vrei să petreci timp cu el, înseamnă că desconsideri relația în care ești. Da? Și ea arăți lipsă de dragoste. Nu, trebuie să devină normal lucrul acesta. Femeia trebuie să înțeleagă că o viață întreagă, nu, bărbatul care o abordează nu se uită la el, cel care are privire insistentă nu se uită la el. Da? E respingătoare față de ei, deci îi respinge din start. Acte de curtoazie l-a respins, nu le-a luat în seamă. Chestiile acestea. Că este și pe invers. Sunt femei care, spre exemplu, nu știu ce să facă, să atragă bărbații. Da. Cum îi atrage? Prin îmbrăcăminte, prin poziție provocatoare, da? Prin, spre exemplu, aruncă o batistă jos și bărbatul se apleacă să-i dea batistă. Acest gest înseamnă, el, dacă se duce să ia batista, este dificil, pentru că ea zice ceva despre el. Este o invitație. O invitație. Deci este o lume simbolică. Se lucrează numai pe lume simbolică. Am povestit că când merge pe stradă, bărbatul știe totul despre oricare femeie. În funcție de îmbrăcămintea, știe dacă ea este mai dezbrăcată, știe că ea este dispusă să fie abordată, că asta dorește. Da? Da. Și chiar dacă este închisă peste tot, dar are sandale, el deja știe că are o dorință acolo. Da? Deci femeia trebuie să aibă din ăștia balerini. Adică ca să nu poată să fie atrăgător, că nebunește. Am povestit că pe nivel de atracție, la îmbrăcăminte, picioarele sunt pe nivelul 8, mai sus decât sânii. Da. Deci atracția este foarte mare. De cea mai mare nebunie este la picioare. Dacă este fusta sau rochia peste genunchi, e terminat. Deci bărbatul analizează chestia asta. Că o vede la pat. Întotdeauna când o privește o femeie, o privește la pat. Dar să te uiți la ochii lor, dacă mergi cu tramvaiul, cu troleibuzul pe stradă, fiecare bărbat numai asta, știi? Deși mă uitam în troleibuz sau în tramvai, știi, cum se uită, deci toți bărbații, vum! Deci duceau ochii ca la tenis, știi? Toți se uitau în același loc, vedeau o femeie frumoasă pe stradă, toate privirile se uitau la toate, indiferent de vârstă. Deci, ia uite mai, au aceeași Da. tendință cu toții, știi? Dar femeia trebuie să se apere, că e problemă de energie. Dar nu este ceva greu. Îl iubești pe cel pe care îl ai, pe prietenul tău, pe iubitul tău sau pe soțul tău, îl iubești foarte mult. Este o atitudine de onorare a lui. Îl onorezi de respect față de el, nu păstrezi demnitatea ta și demnitatea lui. El nu va putea să greșească. Deci ca să Da. poată să greșească, tu trebuie să greșești. Femeia trebuie să greșească. Deci ea are energie cea mai mare. Ea poate să greșească. Poate să greșească și în minte. Își facă scenarii în minte cu alți bărbați. Și atunci el va greși. Înțelegi? Deci ea trebuie să aibă o conduită din aceasta de demnitate, că asta cere Dumnezeu de la ea, ca să poată să
aibă o relație de durată și copiii să ajungă bine și părinții la fel. Deci este, trebuie să-și apere demnitatea interioară, femeia, o viață întreagă. Asta trebuie. Și am spus că este greu pentru că are 80% energie telurică. Da, Pardon. da. Și are tendința asta să cadă, este foarte vulnerabilă. Deci dacă un bărbat o inițiază ceva, o apropiere, ea va cădea. Chiar dacă îi arată că îl respinge, el va încerca de mai multe ori, ea trebuie pe acela să-l îndepărteze, să-l dea afară, să nu știu ce, să nu mai vadă, că altfel va cădea. Dacă el insistă și îl acceptă, chiar dacă poartă discuție contradictorie cu el, știi? Adică îl ceartă, îl înjură, nu știu ce, și atunci este timp petrecut cu el. Deci Da, nici să-l cer și nevoie. îi scade din vigilență ei. E timpul petrecut cu un bărbat, fie și înscris, este scădere de vigilență la femeie. Adică ea, la un moment dat, ce înseamnă scădere de vigilență? Începe să se îndrăgostească de el. Deci e suficient bărbatul să-i producă femei, poate să o certe toată ziua cu ea. Dar să se ducă la ea, să petreacă timp cu ea și îi scade vigilența. Deci Până îi și crește asta interesul. Păi da, îi din... crește interesul. Deci sunt lucruri care eu habar n-aveam de ele, îmi spun sincer. Aia Și cred că sunt sunt scrise multe lucrurile care... astea, că nu sunt din capul meu. Da. Eu știu lucrurile acestea, dar trebuie să... E o anumită literatură de specialitate. Știam faptul că dacă o femeie e disponibilă, bărbatul simte sau... Dar nu credeam că atât de profund e treaba și că... Da, habar n-aveam de... Da, asta e. Da, și la orice vârstă. La orice vârstă. Pe corespunzător pe vârsta respectivă vor veni. De ce? Că Dumnezeu îi trimite. Îi trimite pentru că accentul pus pe materie, pe înfățișare și formă, femeia pierde energie. Dacă se gândește cum să atragă, cum să nu știu ce, da, să intre într-o altă relație, chestii din acestea, ea pierde viață. Și atunci trebuie să vină un prădător ca să o minească, o calcă în picioare. Trebuie să înțeleagă când vine un bărbat la ea și petrece peste 2 minute cu ea, acela este, de fapt, un seducător, este un prădător. Deci bărbatul nu vorbește cu femeie că nu este interesat. Da? Sunt exemple foarte multe. Spre exemplu, bărbații care se duc cu copiii la sport. Bărbatul nu se duce cu copiii la sport niciodată. Că Sau nu-l un parc. interesează. Sau un parc. Sau un parc, sau Da. la spectacole, sau la sărbarea de sfârșit de an, sau să conducă copilul la tabără, în tabără. Nu face asta bărbatul niciodată. Sau la sport, nu? Spunea. Singur. Singur. Dar dacă merge cu soția la astfel de evenimente? Nu este nicio problemă dacă merge cu soția, dar nu merge cu soția niciodată. Dacă profesorul e o profesoară, știi, și lui îi place de ea, va cere el să vă duce singur. Se duce Da. pentru ea. Deci bărbatul nu se duce să ducă copilul, întotdeauna o lasă pe femeie. Da? Trebuie să înțelegem chestia asta. Deci tot mecanismul de gândire al bărbatului este axat pe seducție. Deci el nu gândește decât în termeni din ăștia. Mă duc acolo unde este. Pe exemplu, când urcă în metrou, când se duce metrou și sunt mai multe locuri goale, dar și multe locuri pline. Știi ce face bărbatul? Se duce și se pune pe partea cealaltă în fața unei femei frumoase. Dacă nu știi ce face, se duce și o caută. Deci se duce tot metrou până în fața lui va găsi un loc și în fața lui va fi o femeie frumoasă. Asta fac toți. Deci toți bărbații asta fac. Și chestia este că și femeile fac așa ceva. Femeile care au interes în ele, de genul acesta, va căuta în față un bărbat atrăgător. Deci se va așeza exact în fața lui. Și va încerca, deci pornește jocul seducției de acolo. Țin în picior peste picior ca să-l provoace pe ăla. Deci oamenii gândesc, deci viața clipă de clipă este ordonată numai pe sistemul acesta sexual. Da, pentru că este o dorință de a primi atenție, da, de
a intra în jocul sexual, pentru că jocul sexual acesta incită simțurile, ridică oxitocina sau testosteronul pentru asta, pentru energia aceasta. Și au o stare de bine, da? O face să se simtă fericită. Fericită. Femeia își arată părțile intime, îi place că bărbatul este incitat, incitarea lui înseamnă testosteron, plăcea. Când ei i-a apărut plăcere, și Da. îi place să discute cu el sau să îl privească, să fie în apropierea lui, atunci ea a eliberat oxitocină. Deci când a apărut plăcere interioară, trebuie să înțeleagă că a eliberat oxitocină. A avut loc deja un act sexual fără atingere. Deci când discută cu un bărbat peste 1-2 minute, a intrat imediat în seducție și dacă simte plăcere și se prelungește și discută 5, 10, jumate de oră, o oră cu acela, plăcerea respectivă înseamnă act sexual, pentru că deja s-a realizat chestia asta. L-a incitat, el a ridicat testosteronul și i-a făcut acest lucru. Când ea simte o stare de bine interioară și mai vrea să discute cu el și după aceea ei se caută. O data viitoare ea și o caută omul acela și așa mai departe, știi? Și are loc în ea trebuie, îți dai seama cum a putea ea, înțelegând aceste lucruri, să-l respingă pe ăla. Păi prima dată ai stat o oră la discuții cu el. Da? Și acum să înțelegi niște chestii și trebuie să-l respingi din start. Da? Și omul acela se întristează. Când s-a întristat, ce înseamnă? Că deja s-a întâmplat un act sexual. De aia s-a întristat. El a pierdut o plăcere. A pierdut motivul pentru care el s-a simțit bine și s-a ridicat acești hormoni în el. Deci toată lumea caută plăcere și plăcerea aceasta sexuală este cea mai puternică plăcere care există pe pământ. Și din cauza asta omul este obsedat de partea asta. De aia am zis, omul când mănâncă mult, de fapt vrea sex. Da. Când omul fumează mult, când bea mult, el vrea sex. Da? Deci este obsesie tot timpul. Singura soluție este și bărbatul și femeia să fie respingător față de partea opusă cât de repede, pentru că în momentul acela se crește o stare de bucurie interioară. Am respins. Adică asta înseamnă că iubitul, iubita mea este mai presus decât ceilalți. Am respins. Respingerea celorlalți este, de fapt, câștig de energie. Deci nu mai pierzi energia pe ei și energia se întoarce și se duce spre Da. iubitul și iubita ta, îi încarcă și atunci crește coeziunea. De azi ziceam o chestie interesantă. Forța cu care femeia respinge pe ceilalți bărbați este forța cu care își iubește iubitul, prietenul sau soțul. Asta este. Deci este cu atât mai mare iubirea cu cât îi respinge mai mult. Messi. Asta făcea Messi, nu făcea nimic deosebit decât îi respingea. Respingând, creștea iubirea față de soț. Este una dintre cele mai frumoase căsătorii, da? Nu mai vorbesc că soția lui este foarte frumoasă, dar m-am întrebat întotdeauna cum poate să facă bărbatul, că ea, femeia, are tendința asta cu 80%, oricând este curtată și ea, în mod normal, ar trebui să respingă și ea ca să poată să consolideze. Deci nu mai Da. respingea celorlalți, femei și bărbați, respingea celorlalți este unește căsătoria respectivă, prietenia, iubirea aceea, unește, o întărește. Dacă nu există respingere, decade. Deci dacă, spre exemplu, femeia este într-o relație și își declară dragoste, dar în același timp poartă discuții cu alți bărbați, nu mai e dragoste acolo. Da? Și dacă ea se simte constrânsă în momentul în care este constrânsă de regulile acestea să nu acorde atenție altuia și așa mai departe, constrângerea aceea înseamnă că îi scade iubirea. Și în același timp îi crește celuilalt, îi crește teama, frica. Da, Da? da. Deci ea trebuie să fie fermă în starea asta, să înțeleagă că numai dacă... Deci iubirea ce înseamnă? Respingerea celorlalți. Datorită faptului că dominanta vieții noastre moderne este un continuu joc al seducției. Toată lumea, toată lumea, tot timpul. Când te urci în tramvai, în trolebuz, în metrou, este numai seducție peste tot. Ăla se duce în fața unei femei frumoase, aia își pune picior. Când a venit în fața ei, un bărbat pe partea cealaltă, ea și-a pus picior peste picior. Păi de ce? Nu? Sau știi ce face? Și ridică fusta mai mult. Se mișcă așa puțin, se ridică fusta. Deci toate gesturile respective, dacă stai să le urmărești, înseamnă un joc al seducției. Da? Ăla se uită fix când nu știe nebunit. Tu Da? le poți urmări pe astea? Le-ai Păi le urmărit? poți, știi ce frumoase sunt? Da. Da.
Deci acum o să încep și eu să urmăresc, că eu nu prea am fost atentă Să-i cu urmăresc, astea. să vezi, se simte interior. Deci caut întotdeauna, un bărbat când s-a dus în metrou, va căuta pe altcineva, pe o femeie pe care să poată să aibă în față, să uite la ea. Sau dacă este în picioare, se va așeza într-o poziție în care să o vadă, să o admire. Sau se va ascunde, să nu fie văzut, dar o va admira. Știi? Da. O admiră. Pentru că el îi crește energia, starea de bine. Da? Dar îi fură din energie femeie. De-aia femeia trebuie să nu fie atrăgătoare, să fie respingătoare, să fie atentă la chestia asta. Dar uite, cultura noastră asta New Age, că imediat după 89 a venit cultura New Age, și cu îmbrățișarea și cu pupatul, nu se poate îmbrățișa, că Da. imediat se face un arc sexual, un arc electric se face acolo. Nu se poate nici cu prieteni, nu se poate nici cu rudele apropiate. Este Da. imposibil, pentru că bărbatul se va incita, poate să fie unchiul tău, poate să fie vărul tău, poate să fie cumnatul, se va incita. E un bărbat. Înțelegi? Și din cauza Da. asta sunt tot felul de cazuri din acestea între rude, știi? Chiar și căsătorii între rude. Deci bărbații atacă femeile. Sunt foarte frecvente. Iar cu prietenii nu mai vorbesc. Nu se poate merge cu... Deci un bărbat nu poate să meargă cu prietenii. N-are niciun fel de siguranță niciodată. Petrecând timp, ei se vor apropia. Deci Da. petrecând timp la masă, la călătorie, în excursie, nu știu ce, cu alți prieteni, se va realiza o altă relație. Dacă acasă prietenul tău are o situație dificilă cu soția și sunt certați sau nu se mai iubește Sau mai e departe, singur prietenul, nu e într-o relație. chiar dacă e căsătorit și este într-o relație și cu Da. iubita sau cu soția lui, se va face rocadă. Trebuie să fie sigur de chestia asta, se va întâmpla chestia asta. Și mai ales dacă ai o soție frumoasă și râvnită, că îl vezi pe celălalt. De unde știi? Din gesturile pe care le face. Dacă face gestul de curtoazie, înseamnă că dorește soția ta. Deci gesturile de curtoazie se resping. Femeia trebuie să le respingă ale prietenului. Și mai ales Da. de față cu, când face lucrul ăsta de față cu soția, de fapt este o jignire a soției. El vrea să o jignească pe soția lui. Ea se simte. Ea simte chestia aceasta. Noi discutăm aici în dualitate. Dacă te duci în non-dualitate, Da. atunci ești indiferent, dar atunci poți să te duci pe munte. Că Să faci nu, ce să vrei. stai singur acolo, că dacă... Da. Trebuie să fii în tumultul vieții aici, să poți să înțelegi jocurile acestea și să te reții, să te înfrânezi, că aici este problema. Iubirea ta crește și iubirea față de Dumnezeu crește în măsura în care femeia respinge pe ceilalți. Deci femeia zice, eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar stai puțin, respingi pe ceilalți. Deci forța cu care respingi pe ceilalți este forța cu care îl iubește pe Dumnezeu. Și pe prietenul ei, pe iubitul ei sau pe soțul ei. Asta este. Da. Și trebuie să respingă. Dacă nu respinge și dacă se simte constrânsă, nu este bine deloc. Pentru că n-ar trebui să fie constrânsă. În condițiile în care, uite, merg pe stradă, aici prin București și sunt, eu vine din față o fată frumoasă, a întors capul automat. Păi ele de unde știu? Da, ele de ce pot și alții nu pot? Păi ele pot, poate că nu i-a plăcut de bărbatul respectiv, că dacă îi plăcea de el, probabil că nu mai întorcea capul. Da. Mai e și aici un factor, Marius, că dacă îi place de bărbat. Da. Deci, în mod normal, e aici un paradox. Femeia nu se poate apropia de un bărbat care este cuceritor. Acela, de fapt, nu te poți baza pe el. Se poate apropia numai de un bărbat care este dezinteresat, nu-i acordă atenție, face tot posibilul ca să nu deranjeze, știi? Numai de acela se poate apropia, numai cu acela poate să facă o căsătorie și de durată și să fie frumoasă. La fel, bărbatul, chiar dacă este prădător, nu va se apropia niciodată de o femeie care nu îi arată că este cu minte, că este decentă, care nu îi arată atenție, numai pe aceea o va dori, o va iubi. Înțelegi? Apare jocul acesta al îndrăgostirii care Da. durează un timp. Mă refer la cei care nu au încă o relație, care nu, când cei care sunt într-o relație, se aplică discuția noastră de până acum de respingere, trebuie să fii respingător, că e o problemă de pierdere de energie. Energia este așa de importantă că în momentul în care femeia discută cu un alt bărbat, suferă copiii. Hai să zice pe bărbat, dă-l încolo.
Dar copiii ție iei energie de la ei, știi? Da. După aceea când te duci acasă, vei fi vlăguită că ai dat energiei lui ăla și vei lua de unde? Vei lua de la copii. Și cum îi enervându-i? Adică începându-i să ai făcut lecțiile, uite că n-ai învățat bine, uite ce notă mică ai luat, adică îi enervează și le ia din Da. energie. Asta dovedește, de asta știi imediat că mama ta s-a uitat după un altul sau a făcut ceva. Deci a acordat atenție altui bărbat și de aici vine. Fie Hai și o să... atenție simbolică, adică doar te-a uitat, el era la distanță și Da, te-a da. uitat la el sau era în fața ta la o anumită distanță, te-a uitat insistent la el, deja a pornit, a trecut 1-2 minute, a intrat în seducție automat. Pentru că pornesc toate programele din spate, la fiecare din noi. Noi suntem în primul rând animale, nu suntem oameni. Da. La partea fizică mă refer, la cei 0,05 până la 3%. Ne Da. comportăm ca niște ființe joase. Mhm. Și sunt dominante, chestia asta sunt dominante. Da. Pentru că asta a făcut efortul tot timpul, prin împărțire, noi ne-am trezit că suntem ființe materiale, limitate sau păcătoase. Nimeni nu a pus accentul pe calitățile divine, că ești o Da. ființă care nu e interesată să câștige, să aibă, și atunci nu vei fi interesată să cucerești femei, ci vei fi interesat să rămâi cu femeia ta, să respingi pe ceilalți, da? Și să consolidezi iubirea și vei înțelege lucrul acesta. Nu se înțelege, pentru că toată cultura este bazată pe divizare. Și atunci, tot timpul, eu, tu, celălalt mai frumos, ăsta al mai urât, celălalt mai prost. Deci faci comparațiile acestea, femeia cade pradă ușor și bărbatul la fel. Marius, hai să vorbim un pic și despre bărbatul sau femeia, dacă mai avem timp, de bărbatul sau femeia care sunt singuri și vor să intre într-o relație. Că au fost întrebări că au zis că am vorbit numai de cei în cuplu. Dar vorbim de cei care chiar își doresc o relație. Cum să se comporte ei ca să nimerească cum trebuie? Noi știm că tot De obicei, Dumnezeu îi întrebările pune sunt de față la femei, față. nu de la bărbați. Cum? Bărbații știu ce să facă. Bărbații știu. Femeile trebuie să-și facă lista aceea de absolutizări. Da. Și în funcție de lista aceea să încerce să nu aibă absolutizările acelea și atunci vor primi din față un bărbat cum trebuie. Deci ea trebuie să urmărească să se deplaseze spre curățenia sufletului. Și să aibă o formă de demnitate interioară. Demnitatea, corectitudine interioară, va atrage bărbați asemănători. Dar dacă Da. ea este înclinată spre plăceri, spre distracții, spre nu știu ce, nu va primi bărbat, pentru că a nu primi bărbat, a sta singură, îi scade dorințele respective. Da. Deci trebuie să nu dorească, o plăcere mai mare, distracții, să nu viseze să se plimbe, să nu viseze case, să nu viseze nimica, pentru că nu va veni. Cu cât visele astea sunt mai puternice, cu atât nu va primi niciun bărbat. Și cu cât virtuțile sunt pe primul plan, că dacă ele au reguli din alea, primite de la mamă sau bunică, că uite, trebuie să fie așa, 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 regulile alea sunt Da. un obstacol fenomenal. Da. Iar ea va fi, spre exemplu, sensibilă la ce bărbați care vor fi mai obraznici, mai. Cum să zic? Ea consideră că este. Deci, chiar dacă ea este cu minte, ea poate să cadă în fața unui bărbat care este de tipul acesta, unui prădător. Cade. Da. Da? Pentru că pe ea numai acela poate să distrugă toate. Adică ea va sta tot timpul într-o stare de frică și teamă continuă, care îi distruge din virtuțile respective. Și va ajunge la un moment în care să cedeze, să zică, băi, dacă tot limbi stau tot timpul, știi, renunț, fă ce vrei. Știi? Deci omul caută nemulțumirea, nu caută mulțumirea. El aparent caută o siguranță, stabilitate, dar el caută o nesiguranță și mai mare. Pentru că numai acela care produce această nesiguranță și un deranj continuu, nemulțumire continuă, numai acela poate să-i curețe sufletul. Să înțeleagă Da. femeia că va primi prima dată, se întâmplă asta, după aceea se pot schimba situații de viață în măsura în care ea evoluează spiritual. Dar prima dată va primi un bărbat ca să distrugă virtuții de ea, ca să poată să vină un bărbat, trebuie să scrie acolo absolutizările, să renunțe la ele. Deci tot efortul este interior. În momentul în care femeia ajunge la o stare în care nu mai absolutizează nimic,
știi? Atunci va veni un bărbat. Dar dacă absolutizează, se poate să vină în continuare bărbat, dar trebuie să vină un bărbat care să o dezamăgească, să o calce picioare, să o, își Da. bată joc de ea, adică nu va fi cel care trebuie, cu siguranță. Deci femeia primește întotdeauna acel bărbat care distruge orgoliul cel mai rapid. Și toate absolutizările le face praf. Nu are, deci nu îi lasă niciuna. Da, îi ia pe toate la rând și le distruge. Înțeles? Deci cum să facă? Trebuie să intre într-o stare interioară extraordinară de degajare față de viață. Adică să nu aibă dorințe, să nu aibă, să nu dorească nimic. Ca să poată să vină Dumnezeu, că Dumnezeu vine pe gol. Dacă n-ai golul acela, n-are unde să vină. Deci dacă ea are dorințe, că vreau să fie așa, vreau să fie așa, visează la visele alea trebuie înlăturate complet. Trebuie să n-ai niciun fel de dorință ca să faci spațiul gol în care să vină Divinul. Dacă Dumnezeu nu vine în ea, nu se întâmplă așa ceva. Dar mai există situația în care Dumnezeu, când vede că este într-o situație foarte, ea este foarte răzvrătită, știi, are răzvrătire foarte mare, poate să dea un bărbat, dar greu se găsește. Un bărbat care să fie mai puternic decât ea, să-i Da. calce în picioare orgoliu și să o nemulțumească peste tot. Să-și bate joc de ea și mai departe. Dar bărbații nu prea ajung la acest nivel așa de mare. Bărbatul cu cei 20% care îi extinde el până la 50% de preocupare materială și devin prădători, ei de fapt nu doresc o relație de lungă durată. Ei doresc doar să se distreze. Nici nu au cum, nici nu pot, pentru că nu pot să susțină o relație. Ca să, un bărbat să susțină o relație și să fie dragoste și iubire acolo, el trebuie să aibă energie. Asta înseamnă că el trebuie să funcționeze cu cei 80%, adică să se cupleze, să știe să se cupleze la cei 80% care sunt în natura lui. Da, Da? Și da. atunci relația va fi de frumoasă și de succes. Da? Dar știi că sunt și prădători care, la un moment dat, cum să zicem, popor și-au găsit nașul. Au întâlnit o femeie care i-a cumințit, i-a făcut bărbați de casă și... A întâlnit-o o femeie care a fost ea cu minte. Și Da, că da. întotdeauna prădătorul caută o femeie cu minte, nu caută. Deci el fuge de Da. femeia care se îmbracă frumos, e atrăgătoare, vorbește frumos. Da. Da, va fugi de femeia aceea. Pentru că este neserioasă, nu se poate baza pe ea. Da? Și o desconsideră. Da. El va căuta întotdeauna prădător o femeie care se oferă stabilitate, pentru că întotdeauna el a văzut ce înseamnă instabilitatea. Frumusețea înseamnă instabilitate, orgoliu, da, cruzime, răutate. Și el fuge de chestiile acestea. Cunoaște foarte bine femeia prădător, are experiență. Și în general bărbații au experiență, toți au experiență. Fie chiar dacă nu le abordează pe femei și nu discută cu el, dar ei lucrând, având la servici chestia asta, ei știu cum este femeia, au Da. înțeles. Și chiar dacă n-au înțeles, mai văd și din filme, dar le știu pe stradă, când trec pe lângă ei, știu cum este femeia. Au un soft acolo cu care s-a născut, care le spune cum este femeia. De-aia spuneam că Da. un coleg de-al nostru din Școala Iubirii a abordat femei la Unirii și 98% din ele au căzut. Bineînțeles că a abordat pe acela care știa el că vor cădea, mă gândesc eu. Da. Mă gândesc eu. Da, au căzut. Au căzut la discuție, imediat l-a prins cu discuția, cu povestea. Este elementul cel mai ușor care doboară femeia. Și îi pune o întrebare, ea încearcă să răspunde și dacă el zice așa, dacă ea răspunde din prima, ea a căzut. Deci dacă vine un bărbat la tine și te provoacă și tu ai răspuns, tu deja, femeia deja a căzut și a început să Or, piardă stai să ne întrebi, din vigilență. orice întrebare, că Orice unde e întrebare. stația, ce bilă să-mi iau cu Ce coană de bile, aici, da, ce, dacă nu, da, ce... dacă el de fapt are alte intenții, că se simte, că el începe cu altă întrebare după aceea și alta și alta. Da. Nu, dar dacă unde este stația și a plecat, nu e problemă. Dacă Da. Îl vezi folosești că se întrebarea, întinde. da, folosești întrebarea Da. doar pentru apropiere și vine și cu alta și nu știu ce, el de Da. fapt, atunci ar trebui să pleci imediat. Dar Da, femeia ar da, da. trebui să simtă lucrul ăsta, nu?
Simte, eu nu cred că nu simte și nu știe. Când unul îi pune mai multe întrebări, înseamnă Bine, normal că de dacă se apropiere. duce, pleacă de la stație, unde e stația și ajunge ce știu eu unde, normal că îți dai seama că n-a Nu se fost. discută cu... Pot să fie Da. tați de copii și mai departe. Da. Pot să fie prieteni. Nu contează, nu se discută. Nu ai cum să discuți mai mult de 1-2 minute. Nu ești Da. interesat să intri în discuție cu ei. Nu ești interesat să participi la o discuție deloc. Poți să discuți cu soția lui. Da. Nu discuți cu un bărbat absolut deloc niciodată. Că el nebunește. O ciubă. Da. Dacă e acuz de atenție, a nebunit. Și vorbești mult cu el. Și te va păstra în minte și te va ține ani de zile. Femeia degeaba zice că dacă nu a revenit, înseamnă că este în regulă. Nu e adevărat. Te păstrează în minte. Deci dacă ai păstrat, dacă ai petrecut peste 2 minute cu el, e în minte acolo, își face scenarii și te poate provoca. Da, Da. și îți ia din energie, din viață și nu știi ce se întâmplă. Înțelegi? Și dacă face femeia, dacă mereu bărbatul face chestia aceasta, el de fapt îi atacă și familia, îi atacă copiii. Deci un bărbat străin care i-a acordat atenție să atacă copiii din Da. femeie. Da? Dacă îi Deci, uite, apare în minte. Deci fii până la atentă. urmă, Spune. femeia are putere să ia energie de la un bărbat, de la bărbatul ei, dar alt bărbat are putere să ia energie de la ea. Da. De la bărbatul ei ia energie numai când îl supără. Când îl supără, da, când îl Când critică, îl când, supără, critică, îl acuză, nu știu ce, atunci ia din da. energie. Că de aia îl supără. Iar și ai Da. putea să spui că îl supără pentru că și îl desconsideră pentru că vede, se apropie de alți bărbați. Bărbatul așa gândește. Da. Prietenul, iubitul sau soțul, ea așa gândește. Deci ea când îl atacă de fapt cu apropierea de altul. Da, Cât da. se apropie de altul, cu atât simte că pe cel de acasă nu mai e bun. Da, asta este și normal, că am zis, dacă lași mai mult să înainteze un bărbat să petreacă timp cu Da, tine, da. scade vigilența, adică te îndrăgostești, petreci mai mult timp, femeia are disponibilitate, care ai 80%, cu Da. 80% te vei duce spre altul. Și Deci, începe un fel de comparație, să ți se pară că din nu mai e start, bun. Da. Messi erau mii de femei frumoase, respingea tot, deci respinge tot, nu se poate. Altfel. Și femeia la Da. fel. Nu are voie să permită apropiere de niciun fel. Pentru că nu suntem stabili pe ce se întâmplă. Că mecanismele sunt minții noastre, peste mintea noastră, peste controlul nostru. Băi, în momentul în care ai discuți cu unul și te simți bine cu el, când te-ai simțit bine cu el, gata, este actul sexual, s-a întâmplat, s-a eliberat. Oxitocina la femeie și la ăla s-a întâmplat asta. Deja e o realitate. Și ce înseamnă? Că cel de acasă al tău o să fie, sau iubitul tău, iubita, prietenul tău va fi iritat. Se va Da. simți trădat și va te ataca și noi zicem că e gelos. Nu are treabă cu gelozie. Este vorba de energie ca să o în altă parte. Asta se întâmplă la femeie cel mai frecvent. Când cel de acasă este iritat și nemulțumit și nu știu, atacă, este pentru că femeia a acordat prea multă atenție altuia. Să înțeleagă clar că dacă îi respinge pe toți, nu va avea numai liniște acasă. Va avea o relație foarte frumoasă. Iubirea față de prietenul iubitului sau soțului va fi foarte frumoasă. Și trebuie să respingă pe alții, că de la ea pornește totul. Da. Când ea nu acordă toată atenția, prietenul, iubitul sau soțul se va duce în altă parte. Deci dacă nu-i acordă toată atenția lui. Da. Ea zice că, dar nu știe, pentru că nu s-a știut lucrurile acestea. Da. Pe exemplu, discută la servici cu bărbați mult Nu timp. numai că nu s-au știut, au fost și încurajate. La A fost servicii ești încurajată, păi încurajat nu e să fii job. prietenos, să Păi fii. sunt Da. cercetători ăștia, miile ăștia cercetători, plătiți de ăștia Da, stăpâni da, al lumii da. pe care îi vezi. Ăștia i-a plătit și sunt arme extraordinare. Ce țântarii, ce împunsăturile, ăstea sunt arme Da. extraordinare. Da? De nu scapă nimeni, te distruge, nu te vezi, îți distruge copiii. Că ai dus Da. energia în altă parte și toată lumea este pe seducție, dar tot timpul.
Tot timpul oriunde intru eu, nu văd decât seducții, îi simt cum sunt, cum fierb. Bărbații la fel, femeii la fel. Nu e normal, este o lume decăzută, rău de tot. Deci civilizația asta individualistă, capitalistă, individualistă, i-a dobărât pe tot, pentru că a pus plăcerile pe primul plan. Da. Și ei numai asta gândesc. Adică e când se apropie de o femeie, bărbatul se apropie pentru plăcere. Adică se apropie de acea femeie care se gândește el că la patia produce o plăcere mai mare. Nu se uită la alte calități ale ei. Bărbatul, deci în general bărbații nu se uită. Trebuie să conțină el acele calități divine ca să poată să privească femeia altfel. Și atunci femeia va avea siguranță că în acea relație, prietenie, va fi foarte frumoasă. Când bărbatul este, cum să zic eu, nu acordă atenție alte femei. Asta este criteriul. Când bărbatul nu acordă atenție alte femei, el este evoluat. Dacă femeia nu acordă atenție altor bărbați, este o femeie evoluată spiritual. Este o femeie care iubește pe Dumnezeu. Deci iubirea de Dumnezeu trece prin celălalt, știi? Și prin Da. atitudinea ta față de ceilalți. Deci femeia, cu cât respinge mai mult pe ceilalți bărbați străini, cu atât își iubește mai mult iubitul, prietenul sau soțul și cu atât îl iubește mai mult pe Dumnezeu. Că femeia zice, da, dar eu vreau să-l simt, să-l iubesc pe Dumnezeu, pe așa îl simt, respingând ceilalți bărbați pretendenți. Și asta toată viața. Da. Da? Și se poate lucrul acesta. Și este frumos. Și te simți bine acasă, primești toată dragostea. Deci cu cât toată dragostea este spre prietenul, iubitul tău sau soțul tău, cu atât el va întoarce înapoi lucrul acesta. Că de aia ziceam, bărbatul iubește femeia cu iubirea din ea față de el. Dacă ea nu-i arată dragoste și ea se duce spre... De ce nu-i arată dragoste? Că se uită, că se duce în altă parte. De unde știi că se duce? Păi ia să ne uităm cum se îmbracă. Așa facem. Știi cum? Poți să descrii un om absolut total. Da, Deci, da. doar să-l văd puțin și știu totul despre el. E foarte simplu. După îmbrăcăminte și principal, ultimul lucru sunt sandale. Că poate să trădeze, știi? Sandalele arată focul interior al femeii, dorința interioară a femeii. Da, Și cu da. cât sandalele sunt mai desfăcute, cu atât dorința ei este mai mare. Da? Și ca să se consolideze dragostea față de iubitul prietenului ei și soțul ei, ea trebuie să blocheze aceste pierderi de energie pe alți bărbați, că ele sunt acolo. Să nu zică că nu e adevărat. Nu este adevărat. Da. Deci, spre exemplu, la servici când apare în pauze sau la sfârșitul serviciului, dacă se duc împreună, dacă se întâlnesc și mai poartă discuții, aleluia! Și au acasă un prieten, s-a adus energia. Va fi iritată de cel de acasă, da? Și cu timpul nu va mai putea să-l suporte. Și se va părea mai atrăgător celălalt. Care chestia s-a întâmplat? Deci ăsta, bărbatul, s-a folosit de ceea ce cunoștea. Femeia, având 8% teluri, ea va fi dispusă întotdeauna spre alte relații. Și atunci, Da. dacă ea discută cu el, înseamnă că bărbatul știe asta. Îi scade vigilența și cu cât pierde mai mult timp cu el, cu atât el va îndrăzni mai mult. Va îndrăzni mai mult și se va duce mai mult spre ea. Da? Și are toată siguranța că o poate dobărâ. Și la fel și Iată femeia poate că să-l dovare pe bărbat. Dacă ea inițiază o discuție, fie pe temă de Dumnezeu. Deci femeia, în mod normal, nu inițiază o discuție pe temă de Dumnezeu. Pentru că se ferește să se apropie de un bărbat, pentru că el nu îl interesează de Dumnezeu, dar vrea să se apropie de ea, să petreacă timp cu ea. De ce? Pentru că îi ridică testosteronul, se simte bine. Adică cineva, o femeie, îi acordă atenție. Păi Da, nu e da. minunat? Și exact cum zicea colegul nostru în tabără, nu fi pot să nu accept. Da? Da? Și totul spune atracție. Spre exemplu, femeia, dacă se îmbracă în culori deschise, dulce și mai departe, se îmbracă roșu, mai vorbesc. Știi? Da. Alb. Albul este o culoare care este foarte incidentă pentru bărbat. Albul. Da? Din cauza asta, femeile sunt pe opus. La lumea musulmană e pe negru, negru sau cenușiu, pe opus, pe cea ca să nu Da, incită. da. Vibrații, aici sunt vibrații, poate.
Deci să se înțeleagă că totul este făcut și sunt reguli. De aia zic că este foarte frumoasă, Coranul este foarte frumos pentru că pune accentul pe comportament. Și asta ne interesează la o religie, este comportamentul. Trebuie Dumnezeu să fie pus în comportamentul tău. Din cauza asta, lumea va fi dominată de lumea arabă. Deci de acele civilizații în care femeia este restrânsă. Acelea vor cuceri și vor conduce lumea de la Dumnezeu. Hotărâre. Hotărârea este a lui Dumnezeu. Cum face el că îi pune pe ăștia să se bată acolo în Africa, se revoltă ăștia din țările occidentale, apare război civil și mai departe, vom vedea. Soluția pe care este o soluție divină, trebuie să înțelegi că toate soluțiile care vin din față sunt divine, vin de la Dumnezeu. De aceea, cum o prinde pe femeie că pune binele său, plăcerile pe primul plan, cum îi le va distruge? Dacă nu reușește prin bărbatul ei, va reuși cu siguranță prin bărbați străini. Păi iată că vorbeam de servici și de apropierile de acolo. Acum e la modă team building. A, păi acolo, păi de ce team building-ul? Nu e ca să te învețe Da. ceva, ci ca să unească pe ei, între ei. Da, exact. Deci scopul este de fapt a distruge căsătoriile. Da. Îi ia, îi duce nu știu pe unde, prin ce stațiuni, îi Este ține singurul acolo scop o pe care l-au săptămână. stăpâni la lume. Când, Da. spre exemplu, îi dă un credit femei în lumea musulmană ca să facă afaceri, nu-i dă pentru că ea e grozavă ca să o ajute pe ea, ci ca să despartă familia. Da, Și da, da. realizează, și astăzi realizează ce este adevărat. În mod normal, ei ar trebui să interzică asemenea chestii. Nu știu. Însă Da. să înțeleagă. Dar dacă pui pe unul în vârf acolo care e corupt, s-a terminat cu totul. Că așa se întâmplă. Totdeauna vârfurile sunt ocupate. Deci, femeia când discută la servici mult timp, ea a dat energie în altă parte. Pe aceea se miră că de ce bărbatul ei se duce în altă parte. Pentru că a dat energie în altă Da. parte. Și el se va duce în altă parte cu cât tu ai dat mai multă energie în altă parte. Deja după care devine program pentru el și va executa programul ăsta tot timpul. Deci devine obicei pentru că el va căuta plăcerea întotdeauna. Și gata, l-ai dobărât. Și la fel cu prietenul tău. Deci ca prietenul să nu cadă, trebuie să respingi. Forța cu care respingi alți bărbați este siguranța pe care o ai ca prietenul tău să nu cadă sau iubitul tău sau soțul tău. Deci asta e siguranța. Cât femeia nu acordă și respinge pe ceilalți bărbați, asta e singura temă care există în relația dintre bărbați și femei. Și mai există afirmația că nu pot să există relații de prietenie în afara căsătoriei sau prieteniei sau iubirii un bărbat, pentru că nu se poate, pentru că nu există. Deci orice relație de prietenie cu un alt bărbat se va termina în îndrăgostire și în pierderea relației pe care o ai. Înțelegi? De ce? Pentru că trebuie să se întâmple lucrul acesta, că petrecând mult timp, femeia își pierde vigilența. Cu cât își pierde vigilența, cu atât crește îndrăgostirea. Bărbatul, există metoda aceasta la vârboi, știi? Da. Care o fac ăștia care cuceresc femei, un singur lucru urmăresc ei, au o singură temă, să petreacă timp. Timp petrecut cu o femeie. Timpul petrecut cu o femeie o va dobori. Poate să fie el urât, poate să fie oricum, nu contează, o va dobori. Și el nu face decât să pună întrebări sau să o incite să povestească. Când a incitat-o să povestească, el de fapt vrea apropiere și a intrat în seducție. Știi că am auzit povești despre așa ceva, cum cucereau fetele doar ca să le ducă la produs afară. Metoda asta. Asta se întâmplă tot Da. timpul. Și să văd ce chestie. Au răbdare. Un an, doi, 5 ani. Până la urmă ea va cădea. Ce Da. se întâmplă? Dacă vine poliția și îl arestează pe ăla, ea îl va Îl apăra apără. pe ăla. Da. Păi stai puțin. Pe al Da. ei l-a lăsat de mult. Înțelegi? De Da. asta este natura femeii. Deci ei știu natura femeii și se duc la fix. De aceea femeia trebuie să se apere. Nu poate să aibă încredere în ea.
Nu poate, că Da, dacă bărbatul da. acela îi mai și place de el și este mai este și atrăgător și acasă are probleme, ea va cădea cu siguranță. Are probleme pentru că ea nu a dus toată energia, a dus energia în altă parte. Deci e singura temă de distrugere a relației. Energia adusă spre alți bărbați. Indiferent ce Da. discuție, nu ai voie să discuți cu alții. Păi ei nici nu-i interesează. Iar dacă discuți cu ei despre Dumnezeu și nu știu ce, înseamnă pentru ei că vrei să te apropii de ei. Asta e singura semnificație. Că ei nu gândesc decât dual. Sex ne sex. Ea Da, altceva da. n-au în minte. De asta este foarte simplu. Ei gândesc foarte simplu. Da? Și femeia trebuie să se păzească de ea însă și de tendința naturală pe care o are de a se îndrepta mereu spre alte experiențe. Femeia este foarte aventuroasă. Femeia, am spus, este poligamă, bărbatul nu este poligam. El este dobărât de femeie. În general, lui îi place foarte mult să nu se ducă până la capăt, că sunt niște responsabilități pe care ar trebui să le ia și nu le dorește. Da. Deci, ei, ăștia prădătorii, se duc numai atâta cât să poată să se simtă bine, ridică testosteronul, își ridică și ei oxitocină, se simt bine, dacă se poate mai departe, este bine și pentru el este suficient. Da? Da. Deci ei nu se duc până la capăt. Doar se distrează, prădătorii. Ei, din start fac chestia asta. Deci când un bărbat abordează o femeie, el este de fapt prădător. Când o femeie abordează un bărbat, înseamnă că e prădătoare. Deci când ea îi pune întrebări și încearcă să petreacă timp cu el și peste 1-2 minute, deja a intrat în mecanism de seducție și el, doar o fi prost să nu accepte. Deci el știe ce se întâmplă acolo. Dacă nu înaintează, înseamnă că acasă are o femeie minunată pe care o iubește foarte mult și nu înaintează, dar în capul lui există în continuare acea Da. legătură care s-a întâmplat și o va folosi când va dori el să se simtă bine. Înțelegi? Deci femeia trebuie să se apere de ea însă și este foarte dificil să facă asta. Ea este ca un sălbatic, da? Sau ca un can răvaș. Întotdeauna are tendința să se ducă în altă parte, datorită construcției, a fost construită să uite la detalii și absurdizează detalii, dar detalii nu se potrivesc cu ansamblurile. Da, Ca să da, poți da. ajunge la nivelul bărbatului, trebuie să alături detaliile. O femeie nu se uită decât la părți. Deci nu se potrivește deloc cu absurdizarea femeii, nu are nicio legătură cu absurdizarea bărbatului. Din cauza asta, Da. bărbatul nu poate să asculte o femeie. Nu. Deci dacă intră în discuție cu ea, doar vrea să atracție. Vrea seducție. Nu discută cu o femeie niciodată. Iar femeia nu Da. are ce să vorbească cu un bărbat pentru că nu se potrivește nimic. Nu poate să îl învețe absolut nimic, că nu are cum să aibă puterea de cuprindere pe care o are el. Da? Deci nu se potrivesc. Nu există comunicare între bărbat și femeie. Decât în familie, în prietenie, când e o relație de iubire. Acolo există când ambii lasă de la ei. Lasă Da. de la ei și atunci se îndreaptă unul spre altul și atunci există o apropiere și ceva foarte frumos. Când momentul în care se lasă, este ca și când sunt aripile de la o pasăre care bat în tandem în același timp. Ambii trebuie să meargă unul spre altul continuu. Deci ambii trebuie să se lase de la ei și își lasă natura. Și atunci se pot întâlni. Adică bărbatul să fie atât de îngăduitor cu femeia că oricum ea nu o să poată să cuprindă ansamblurile, iar femeia să fie tot așa de îngăduitor cu el, pentru să înțeleagă că nu se poate niciodată să-l conducă, n-are cum. Da? Din cauza asta, ea folosește forța. Când țipă la el, când îl corectează și țipă la el, de fapt, ea vrea să forțeze ceea ce nu se poate schimba. Nu se poate Da, schimba da. nimic. Că vine de la Dumnezeu, dacă el, spre exemplu, este a femeia se uită la altele, nu poate să existe ceartă. Pentru că Dumnezeu i-a dat femeii acest bărbat ca să scadă din pretenții de a avea o căsătorie fericită, un viitor fericit, un bărbat cu minte și mai departe. Toate virtuțile pe care le-a pus pe plan le distruge. Trebuie să înțeleagă. Femeia trebuie să înțeleagă că prin bărbat Dumnezeu acționează și îi distruge toate absolutizările. Iar ca să aibă un bărbat cu care să înțeleagă, trebuie să renunțe la absolutizări. Viteza cu care renunțe la absolutizări, ți-am spus, pe cel de acasă nu mai poate să facă nimic, îi s-a dat pentru scăderea ogolului. Îi se va da un alt bărbat cu care va porni o altă legătură prin care ea va putea să evolueze foarte mult.
Dar trebuie să aibă același principiu amândoi, adică să se lase pe sine unul pentru altul și atunci se vor apropia și relația crește în putere. Cam asta este. Altă întrebare despre femei și bărbați. A, uite că nu dacă s-a mai pus asta. Acum se pune accent foarte, foarte mult, foarte mult pe autosatisfacere. Și știu că în Vechiul Testament știu că e blamată cumva, Sigur că când da. se vorbește de Onan. Câtă energie să pierde pe acest lucru, Marius? Mai ales că a ajuns la un nivel foarte obsesiv. Dacă este obsesiv, se pierde energie. Dacă rezultă în urma unui sentiment de apropiere față de iubirii față de un bărbat și se întâmplă necontrolat și nu ai niciun fel de control, deci atunci nu îți face rău. Deci devine un rău numai în măsura în care ți-l produci singur, da? Da. Pentru că vrei mai mare fericire, mai mare bucurie. Deci dacă se întâmplă firesc că te-ai gândit la cel pe care îl iubești și mai departe, nu îți produce rău, pentru că nu ai niciun fel de control asupra lui. Deci e vorba dacă te gândești la un film sau la, nu știu, la lucruri de astea, nu? Atunci se pierde sau Nu, cum? nu. Dacă te gândești la un film, atunci nu-ți va veni de la sine. Decât dacă există iubire. Adică dacă te gândești la omul iubit, Da. energia respectivă se va manifesta prin tine în formula aceasta și nu te vei putea controla. Acel lucru nu este o vinovăție. Nu te poți simți vinovat. Dar Ok. dacă te gândești la un film, la o femeie pe care ai văzut-o pe stradă și faci Sau dragoste într-un cu film, ea că acum se poartă foarte mult filmele sau alea. într-un Da. film, da? Da. Acel lucru pe care l-ai provocat este de fapt, devine o pierdere de energie vitală și Da. îl scazi și pe omul acela, chiar dacă e un actor, chiar dacă este pe un ecran, îl scazi în realitate. Iar dacă te-a Ah. întâlnit pe stradă sau ai discutat cu femeia respectivă, știi, iei din Da, energie. da, Iei și da. femeia se va simți devitalizată. Deci dacă este un act din ăsta forțat, în care neapărat vrea E lucrul doar acesta, vorba de o satisfacere a a da, corpului și nu devine ai rău. o Deci iubire. atunci este o formă de vinovăție. Dar dacă se întâmplă fără să te poți controla, că îți umblă gândul că este vorba de potențare, energia care vine de la celălalt, Da. dragostea respectivă și față de el, poate să producă aceste lucruri în organismul tău, dar nu ai niciun fel de control asupra lor. Acele lucruri nu sunt rele. Da. Da? Că sunt ăștia. Nu mai spun. Nu mai spui? Bine. Dar sunt călugări, pe exemplu, care nu știu ce și se învinovățesc, știi? Se Da. învinovățesc. Deci, dacă există că ți-ai pus în minte, da, poți să fii vinovat, ai luat energia omului acela, femeia aceea și mai departe. Dar când se Dacă tot întâmplă. vorbim de călugări care se spune că n-au viață sexuală, dar mai au un instinct și o fac așa, nu știu când, și ei mai pierd energie atunci? Că o Dar cum fac să dintr-o nu? necesitate corporală sau nu știu cum să o numim. Eu o caută. O caută. O caută, da, o caută. Da. Dacă se întâmplă de la sine, pentru că a întâlnit o femeie, nu știu ce, dar nu este produsă, nu e căutată de ei, Da, acel da, lucru da. este o chestie fiziologică, se întâmplă față de care nu au control. Și nu este un rol, pentru că este corpul care, în modul ăsta, se comportă. Nu poți să Da, învinovățești da. corpul că are alte reguli. Regulile lui, e Dumnezeu acolo. Dar dacă îți produci chestia aceasta, pentru că ai văzut o femeie, ai întâlnit și s-a plăcut, ai discutat mult cu ea, lucrul acela devine rău pentru tine, că pentru că iei într-adevăr energie de la celălalt. Deci Și devii un fel de vampir. ești vampir, da. Da, Bărbatul da. care face chestia, de exemplu, să înțeleagă femeia, când discută cu un bărbat mai mult de 1-2 minute, străin, da? Da. Îl va duce în situația asta, îl va înfierminta. Dacă ea o să simte la ea o stare de plăcere și să discute, deja s-a întâmplat un act sexual Da, fără da, da. atingere. Deci i-a făcut program, el o va păstra în minte și oricând 100 de ani va fi în mintea lui. Și el când va dori o plăcere mai mare,
își va aduce aminte de ea, pentru că el s-a simțit foarte bine cu femeia aceea și va repeta un act sexual în minte, Da, voit. Deci își va produce acest act sexual. Și ea va fi devitalizată, crește nervozitatea față de prietenul, iubitul sau soțul ei și copiii ei suferă datorită bărbatului ăla. Din cauza asta nu ai voie să... Uite, la musulmani există restricție. Soția nu are voie să vorbească cu străini. Așa am înțeles. Nu știu, o să citim și noi Coranul. Păi eu, de exemplu, dacă mergi și te plimbi pe plajă, aici pe plajă mai e și iarbă, nu numai nisip. Și familiile de musulmani, care vin, nu știu dacă sunt doar familii sau sunt cu prieteni, Dacă habar pereți. n-am, nu, femeile sunt cu fața descoperită, dar cu vălul ăla pe cap, nu au chiar pe față. Dar vreau să spun că femeile stau pe o pătură, bărbații stau pe altă Dar nu pătură. stau dezbrăcați. Nu stau dezbrăcați, Eu am fost în Tunisia și nu. am văzut așa. Nici o femeie nu era dezbrăcată. Nu. Occidentalele erau cu bikini, cu nu știu ce, erau dezbrăcate cu sânigoni, nu Da. știu ce. Aici, decență și frumusețe. Poporul acela va supraviețui. Îți spun, Dar știi că va conduce Europa și și asiaticii, chinezii, și Asia, da, dar Asia. se duc îmbrăcați la plajă, se bagă Deci îmbrăcați America va fi înapoi. condusă de aceștia. Da. Bine că există și ideea că rasa albă este din cauza ei, s-a întâmplat, nu știu ce, s-o scădem. Deja în Da. America rasele cealaltă sunt dominante. În Da. Occident, am impresia, în Franța sunt majoritar musulmani. Și încetul cu încetul ne vom degrada, pentru că e o degradare controlată. Adică, în funcție de răspundere, se pun numai străini, nu se pun ăștia albi, îi declasează și îi distruge în toate modurile posibile. Bun. Da. Dar, datorită, de unde vine chestia asta? Pentru că popoarele de tipul acesta asiatic, cum ai spus tu, și musulmani, restrâng femeia. Restrâng Da. femeia. De la femeie pornește totul. Că uite ce ușor este. Când s-a dus energia spre alți bărbați, gata, a început dezastru. Este așa de ușor. Deci Da. pare o discuție la servici, spre exemplu, când s-a terminat ora de servici și femeia poartă discuții cu alți bărbați și pălângește aceste discuții cu ei, discuțiile acelea îi vor lua energie prietenului sau iubitului ei și copilului ei. Și nu va putea iubi. Nu va putea Da. să-și iubească copiii, trebuie să înțeleagă, și nici pe prieteni, și nici pe iubiți, nici pe soți. Pentru că se duce energia spre alți bărbați. Asta este cauza. Trebuie să nu discute niciodată cu alți bărbați. Nu are nevoie. De ce nu are nevoie? Pentru că cum vede ea, esențele pe care le vede sunt părți pe care le esențializează. Nu se potrivește cu ce zice Da. bărbatul. Deci ei se apropie numai ca să se apropie fizic, ca să simte bine, să facă actul acela sexual fără atingere. De aia ei se caută unii pe alții în afară. De aia nu există un act de amiciție. Nu se poate păstra un act de prietenie cu alți bărbați în afară de cei care, de cel pe care le ai acasă sau prietenul tău sau iubitul. Nu se poate, pentru că s-a dus energia acolo. Deci, bărbatul care vede ansamblurile pe sistem și nu are nicio. Nu înțelege nimic de ce zice femeia. Femeia îi va spune doar părți, dar pe el nu-l interesează părțile. El părțile doar le alătură. Doar o Da. tolerează, știi? Și gândește imediat, uite, femeia asta va să se apropie de mine, exact ca pilotul din avion. Deci femeia româncă, stewardesă româncă, tot timpul îl aborda pe ăsta. Ăsta stătea doar în față, mai se uita la ea, mai zâmbea și apoi întorcea capul. Ea se întărâta și mai mult nu știa cum să facă să-i atragă atenție. Da? Deci se vedea clar că îl atacase. Da. Da. Deci ei nu se pot, bărbatul cu femeia nu se pot, nu pot discuta în afara căsătoriei sau a Da. prietenii sau a iubirii. Deci numai cu iubitul tău. Când ai început discuții cu alți bărbați, gata, s-a terminat. S-a terminat, începe să se degradeze aici. Și s-a atat și copiii. Copiii încep să fie devitalizați și nu vei mai putea să iubești pentru că nu-i vei vedea cum trebuie. Ai pierdut energie pe alți bărbați. Nu se poartă discuții niciodată pe nimic, pe nicio temă cu alt bărbat. E terminată povestea. Te discuți cu ai tăi de acasă, cu rudele tale și acolo Da. trebuie să fii atent. Dacă ai bărbat în față, unchi, vărși și mai departe, cumnat, trebuie să fii atent să nu intri în mecanism de seducție. Că te prinde, pentru că asta gândesc fiecare. Nu ia nimeni seama că e rudă. Da? Și asta pentru un fel de decență, trebuie să păstreze decență, că decența pe care o păstrează femeia este față de Dumnezeu.
Cum poți să îl faci pe bărbat să nu decadă? Să nu te uiți după alți bărbați, să nu Da. discuți cu ei și atunci el nu poate să cadă, că n-are cum. Să-i respingi din prima, să fii respingătoare. Să respingi, să nu te intereseze, ai întors spatele, asta este. Nu iei seama. Da. Nu intri în discuție, nu provoci discuția, nu accepti. Dacă vine unul și începe să spună întrebări, a doua întrebare deja e prea mult. Înseamnă altceva. Am văzut asta, am văzut cum abordează bărbații. Deci, unde lucram eu, veneau și se mărturiseau la mine. Și sute de bărbați. Dă seama ce experiențe am în capul meu, câte exemple am în capul meu. Și de aici am înțeles și am învățat foarte multe de la ei. Cum privesc? Deci bărbatul privește femeia doar ca o victimă. Bărbatul străin. Ca o pradă. Ca o pradă. Deci Da. bărbatul străin privește femeia ca o pradă, indiferent de nivelul de cultură, de facultăți, de profesori, de... nu contează. Cu atât mai mult cu cât el este frumos, atrăgător, nu știu ce, bărbatul acela trebuie să fugi de el câteva dobărâri. Da. Da. Și nu... Deci trebuie să ai o forță, o decență interioară, o putere sufletească, o putere spirituală, încât exact ca Mesii, deci erau fetele alea frumoase, îi băgau sânii în nas și el nici nu se uita la ele. Deci, au vrut să se Da. apropie, să lea de mijloc și el s-a îndepărtat. Am mai citit ceva asemănător despre actorul Keanu Reeves, care tot așa, când trebuie să facă poze cu fanele, chiar dacă pare că ar ține mâna la spatele lor, îl pozau, că pe niciuna nu atinge. Da, Doar ține așa ca să pară în poză, dar asta da. trebuie, într-adevăr, să nu atingă altă femeie. Da. Altfel n-ar cumva cădea. Și căderea are consecințe, să știi, mari. Pe copii nu-i mai iubește, Da. va avea o stare de nemulțumire continuă. De unde vine nemulțumirea? Că ai dat energie în altă parte. Că nu ești nemulțumit de tine. Femeia nu mai este mulțumită cu ea. Nu mai este bine așezată în ea însăși. Da. Se pierde legătura cu Dumnezeu. De aceea, la Dumnezeu există numai un singur bărbat pe care îl iubești sau, știi, nu, cu care ești prieten. Numai el. Acolo unde este dragostea ta, unde este iubirea ta, acolo este și este Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este decât acolo în iubire. Nu ia seamă la acte, la actele sociale. Că ai certificat de căsătorie, nu contează pentru el. El se uită Da. numai unde este iubirea. Acolo unde e iubirea ta, acolo e Dumnezeu. Da? Și în momentul în care spui pe acuza altora, de fapt, e o desconsiderare a iubirii față de Dumnezeu, că bărbatul respectiv ți-a fost trimis de către el. Adică o respingere a lui Dumnezeu, o injurie adusă Creatorului Universului. Peste a puțin a făcut un efort, a venit din lumea de dincolo, a mișcat atâtea lumi, atâtea situații, ca să te poată pe tine să te ajute să vină spre tine în forma unui bărbat care te iubește. Și tu îi acuzi de alte atenții altui bărbat, păi înseamnă că ești în pericol să vină împotriva ta. Și vine împotriva ta în orice formă. Poți să faci accident de mașină, copiii să o pățească. Deci se mișcă energia aici. Deci trebuie să înțelege, când o femeie a adus energie în altă parte, a pierdut copiii, părinții, familia ei, soțul ei, prietenul ei, iubitul ei, toată lumea pierde de acolo energie. Când s-a dus în... Deci ea este obligată niciodată în viața ei să nu acorde atenție altor bărbați. Dacă vrei să fie bine. Dacă nu, nu. Deci este o problemă între ea și Dumnezeu. Întotdeauna este o problemă între ea și Dumnezeu. Iar Da. bărbatul este trimis de divin. Trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Nu știu ce să mai zic. Să sperăm că dacă mai e ceva de spus, o să mai primim Deci întrebări. singurătatea, că spuneam despre singurătatea la femeie, Da. singurătatea este bună, atât timp cât ești orgoliu mare, singurătatea e singura soluție. Da? Dar știi că, uite, Singurătate, pretenții. mai venea întrebarea pe singurătate, că femeile spuneau, păi uite, cum să intru eu în feminin, că atunci când sunt singură sunt obligată să fac și lucrurile de bărbat. Foarte bine că le faci, că te-a pus Dumnezeu să... Deci orgoliul tău te-a dus în singurătate. Orgoliu foarte mare. Orgoliu înseamnă preocupare excesivă pentru binele propriu.
Ea trebuie să învețe să pună binele celuilalt și așa începe să destupe relația sau să se deschidă relația sau relațiile sau să vină un bărbat. Deci ea trebuie să se lase pe sine jos tot timpul, să fie, să-i servească pe ceilalți, să-și lase binele, ce este mai bun să dea celuilalt, da? Să nu lupte pentru dreptatea adevărului într-o discuție, să dea dreptate întotdeauna la toată lumea, să fie de acord cu toți. Dar mereu să se lase pe sine, să nu se protejeze, să nu își apără binele, să nu își adauge mai multe lucruri decât are nevoie, că și ăsta îți ia din energie, nu? Dacă își cumpără mereu haine, gata, deci nu are energie. Și ea nu Da. poate să susțină, că Dumnezeu zice, tu nu poți să susții o relație. Că dacă tu ai pus toată viața ta, inima ta este pusă acolo în lucrurile pe care le ai. Sau în Da. mașina ta frumoasă, păi nu mai ai energie. Da? Deci ea trebuie să se împuțineze continuu ca să aibă energie să poată susține o relație. Că în relații trebuie să ai energie ca să poți să susții. Este un schimb care se realizează acolo. Dai și primești în continuare. Cu cât femeia, deci femeia trebuie să aibă întâietate, femeia trebuie să îi acorde toată atenția și dragostea bărbatului și după aceea, cu dragostea ei, bărbatul îi întoarce înapoi. Bărbatul e ca Dumnezeu. La Dumnezeu, primul gest trebuie să-l faci pentru ceilalți. Deci tu trebuie să dai prima dată. Și la fel în relații între bărbat și femeie de Da. iubire. Deci femeia trebuie să vină întotdeauna spre bărbat, dar trebuie să facă asta o viață întreagă. Și atunci bărbatul tot timpul va simți nevoia să vină, să o ocrotească, să o susțină. Deci o viață întreagă trebuie să meargă spre el. Pentru că cu cât iubirea ei crește, cu cât dăruiește mai mult, cu atât iubirea ei crește. Și cu cât respinge pe ceilalți. Deci cu cât respinge pe ceilalți, iubirea ei crește. Cu cât dăruiește iubitului, prietenului ei, mai multă dragoste și atenție, cu atât iubirea ei crește. Și este o problemă de energie. Și de energia asta beneficiază și copiii ei, și părinții, și toată lumea din jur. Deci toată lumea este ajutată și ea, în primul rând. Iubirea, când crește, ce înseamnă? Înseamnă sănătate, înseamnă viață lungă, înseamnă fericire în viață, oportunități, reușite. Că nu poți să reușești dacă n-ai energie subtilă. Deci dacă n-ai înfrânare și dăruire, nu ai cum să reușești în viață. Deci Da. înfrânare ce înseamnă? Respingi pe ceilalți automat și toată dragostea și atenția a curs celui al tău. De aia, acum, în lumea noastră modernă, puterea și conducerea în Europa și în țara cealaltă de peste ocean va fi dată celor care au ca religie femeia care este restrânsă. Deci, principalul lucru care zdrobește civilizațiile și distruge imperiile este femeia. Acum în Canada se pregătește un marș din ăsta organizat de musulmani împotriva a ceea ce vor să implementeze ei în școală și ce vor să învețe copiii în școli. Se anunță un marș de 1 milion sau nu știu cât de musulmani. Da. Corect, corect. Dumnezeu îi mișcă. Da. Și trebuie să se înțeleagă că acolo unde este depravare, decădere, gânduri din acestea de a prăda, de a captura femeia, de a o păcăli, de a viclenia asta, acolo nu e Dumnezeu. Da. Dacă femeia vede că bărbatul petrece peste 1-2 minute cu ea și intră și ea simte că intră în seducție și el toată întreabă doar ca să petreacă mai mult timp cu ea, ea trebuie să îl respingă automat să se întoarcă, să plece, că dacă nu face chestia asta, îi va scădea vigilența și nu mai dă energie celui de acasă sau prietenului ei sau iubitului ei și copiilor ei, deci vor decădea cu toții. Deci este o problemă de energie și de decență și de divinitate aici. Când acordă atenție altui bărbat, nu mai acorzi atenție iubitului tău sau prietenului tău sau Da. soțului tău. Și atunci se destramă totul. Totul pornește de la femeie, care are 80% de energie. Deci Dumnezeu e centrat pe femeie, nu pe bărbat. Femeia îl doboară și îl determină pe bărbat să înainteze. Dacă ea îi acordă atenție, dacă ea îl atrage, îl provoacă prin îmbrăcăminte, prin cuvinte dulci și blânde și atrăgătoare, îl înnebunește, să știm. Îl înnebunește. Da. Dacă bărbatul vede picioarele femeii, ea nebunită. Da, desculță, spre exemplu, dacă vede, el înnebunește. Deci toți se vor simți incitați. Și din cauza asta, bărbații vor face tot posibil să meargă cu copiii lor, să-i ducă la sport și așa mai departe. Ei nu merg cu copiii la sport.
Deci bărbatul în monomanu va, el face asta ca să se întâlnească cu femeile de acolo. De ce râzi? Mi se pare interesant, chiar mi se pare interesant. Sunt multe lucruri noi pentru mine. Adică toate aceste dedesubturi, într-adevăr, cum spui tu, unele se simt, dar toate atâtea aceste dedesubturi și spuse atât de clar, nu le-am mai auzit nicăieri. Da. Nu știu cum am ajuns să discutăm din nou despre subiectul acesta. Da, nu știu, Dar așa a fost să fie. Înseamnă că e nevoie. înseamnă că e nevoie, da, asta Da, înseamnă că e da. nevoie. Și trebuie să înțelegem că relația întotdeauna de iubire este o relație cu Dumnezeu. Deci, între o femeie și un bărbat, e de fapt o relație cu Dumnezeu. Deci, ea, cu măsura în care își iubește bărbatul și acordă toată atenția, dragostea, grija, susținerea, de fapt Da. este iubire față de Dumnezeu. Asta este Dumnezeu. Dumnezeu trăit este de fapt dăruirea ei față de iubitul, prietenul sau soțul ei. E această dăruire. Când ea nu mai dăruiește toată atenția, deja începe să tăia legătura cu Dumnezeu și începe destrămarea relației. Da? Și eu mi-am pus întrebarea asta, ce ar putea să facă bărbatul? Ce poate să facă Messi? Atâta mai poate să facă. Adică el în continuare să respingă oricare altă femeie, și atunci s-ar putea cumva să o blocheze, să nu se mai ducă spre alți bărbați, femeia, mă gândesc o soluție. Altfel nu văd. Dacă el acordă atenție altor femei, ea cu siguranță va cădea. Și Da. invers, femeia, dacă acordă atenție altor bărbați, trebuie să știe sigur că bărbatul cu care este îl împinge să cadă. Uite, vezi, de asta e important tot ce vorbim noi acum, pentru că să se audă, să se înțeleagă și să se lucreze, fiecare să E o lucreze la reciprocitate, da. pătricica, da, pătrățelul lui acolo. Deci eu am lucrat într-un mediu unde erau manichini. Îți Da. dai seama, cele mai frumoase femei, cele mai frumoși bărbați, da? Și cunosc cele mai intime situații de viață, că unii îi păreau pe ceilalți. Veneau la mine și se mărturiseau. Și ei nu știau că au venit și era același subiect, știi? Și, deci Da, vedeam și ce da. zice unul și ce zice celălalt. Și puteam să compar, dar erau tot timpul. Deci cât timp am lucrat acolo, tot timpul am o experiență în domeniul acesta extraordinar de mare. De-aia s-a transformat Ești în mai cartea mult ca aceasta. un psiholog. A, nu, este un om simplu care a observat niște lucruri. Nu mă interesează psihologia. Chestiile acestea nici nu le înțeleg. Sunt Nu, dar concepte zic, cum derivate vin din... la psiholog, cum veneau la psiholog și se Da, mărturiseau, asta zic, da, în se mărturiseau sensul ca la ăsta. duhovnic. Vine Da. ca la duhovnic. Se mărturiseau și stăteau la coadă. Da. Da, Făceau programări. da. Și când aveam timpul, discutam și îmi povesteau. Da, și așa am învățat foarte, foarte multe lucruri și lucrurile sunt dramatice, să știi. Nu-ți vine Da. să crezi. Pe exemplu, în timpul serviciului, dactilografă, vine unul și îi place de ea, tot timpul abordează, discută și bineînțeles că cade. Cade. Și am și văzut, pentru că era starea emoțională foarte mare, am văzut ce s-a întâmplat. Știi, m-am dus și am văzut ce s-a Da. întâmplat. Soțul ei vine după aceea, a fost chemată de doamna de la contabilitate, conducătoarea, directoarea de la contabilitate. Soțul ei a venit, i s-a spus toată situația. Nu știu cum s-a aplanat situația, nu știu ce s-a motivat acolo. Și cum s-au închis lucrurile, că soția lui ăla, știi, a despărțit datorită acestui motiv. Mai Da. departe, nu știu ce s-a întâmplat. O altă situație, tot așa cu o colegă de la servici. Îi murise soțul, da, și avea doi copii. Și același individ care a curtat-o pe cealaltă și a doborât-o, s-a dus spre ea. Și datorită stării emoționale care se întâmpla, că povesteau femeile acolo câte ceva, m-am trezit într-un bloc care era de garsoniere, la ultimul etaj, stând în fața liftului, da? Și în fața liftului, lângă un fotograf. Deci, soția lui ăla a angajat un fotograf ca să îi facă fotografii. I-a spus despre relația care o A, avea. un detectiv de ăsta Un particular. detectiv, da, așa zis detectiv. Da.
Nu știu dacă pe timpul acela era detectiv, dar asta s-a întâmplat. Și avea ăla, când a ieșit ăsta din apartamentul femeii, da, și mergea pe culoare, eu eram acolo. Deci Da, toate da. stările emoționale m-a dus în situația respectivă și eu am văzut Da. ce s-a întâmplat. Se făcea că nu-i funcționează bine aparatul, dar el, când a întins pe el, a făcut... Deja a făcut mai multe rafale din Da. astea, rapid. Ăsta a venit, când a ajuns aproape de el, el nu și-a dat seama că n-a auzit, că era la distanță, pe holul acela. I s-a părut ciudat, pentru că fiind eteric, vezi și ce gândește unul și ce gândește altul. Da, I da. s-a părut ciudat ce stă ăsta aici la lift cu aparatul de fotografiat. A zis, hai, ce-o fi? Deci i s-a părut foarte ciudat, a părut o teamă în el. Un semn de Dar întrebare a apărut. Da, da, da. da. Și după care a pornit scandalul. Bineînțeles, s-a despărțit soția lui de ăsta, că a mai avut antecedente cu cealaltă, da? Și nu mai lucru din acestea. Deci, acolo, la servici, se fac chestii din acestea foarte, foarte ușor. De aceea, femeia trebuie să aibă o demnitate. Avea doi copii, doamna care era dactilografă. Să aibă o demnitate și să... Femeia trebuie să aibă demnitate. Iubire Da, de da. Dumnezeu și să respingă încercările altor bărbați de apropiere, că nu se respingerea va întări prietenia, iubirea sau căsătoria. Deci asta înseamnă iubire, respingerea celorlalți. Da. Și înseamnă și iubire față de Dumnezeu. Pentru că acolo, când acolo toată dragostea, atenția și iubitului, prietenului tău, atunci iubirea ta crește. Când crește iubirea ta, ce înseamnă? Din iubirea aceea se fac situații de viață favorabile. Deci vei reuși în acțiunea pe care o faci, copiii vor reuși la examene, vor înainta în viață, părinții vor fi sănătoși, deci toate astea depind de tine, dacă nu ai Se dus vor acea... alimenta din iubire de Iubirea acolo. femeii, Da, femeii. Părinții depind de tine, deci poți să-i omori pe părinți. Dacă tu da. ai dus energia în altă parte, ai început să-i omori. Este foarte important lucrul ăsta. Dar nu se știe, nu ți le spune nimeni. Și chiar dacă le spunem noi aici, dacă oamenii n-au trecut prin situațiile respective, nu vor fi atenți la ele. Da. Nu le vor lua în seamă. Dar e Tu să... bine și așa, știi de ce? Că rămân înregistrate și dacă trec, își vor aduce aminte. Da. Bun, mulțumim frumos. Zi Mulțumesc, frumoasă, numai Marius. bine. O zi bună.